nu scrie nicăieri că aici ar fi o gardă de mediu. Dovadă că nu i-a deranjat nimeni până acum. Ia uitați ce salarii demne. Comisar general 16 milioane, nu, 166 de milioane. Comisar general adjunct 14 milioane, nu, 145 de milioane. Adică de 10 ori cât un salariu minim pe economie. Director general 12 milioane, nu, 122 de milioane. Director adjunct 140 de milioane și tot așa, lista continuă, numai profesioniști, da? Numai profesioniști. Bună dimineața, ați întârziat la program, 10 minute. Dimineața, ce mai faceți eu? Tot cu cafeaua, tot cu țigara, cafeaua, ceaiul. Dacă să n-ați avut timp, beți aici și mâncați, fumați, n-aveți nicio treabă, sunteți plătiți din popor, nu vă deranjează nimeni, n-aveți. Așa, domn, ce bine o duceți. Bravo, foarte bine. Mă bucur. Dar ce mai faceți, doamnă? Bine, sănătoasă? Ce faceți, filmați? Da, nu, știți că nu aveți. Nu, nu. Uite, mă filmați până ne filmăm pe amândoi. De ce trebuie să faceți lucrul ăsta? Ca să vadă lumea că suntem de profesioniști. Aici este garda din mediul Constanța. Da. Nu scrie nicăieri, să știți că am căutat clădirea două ori. Deci nu scrie că ar fi garda. Unde scrie că e garda din mediul? Acolo în față. Aici pe unde este intrarea nu scrie. M-am uitat, tot am dat roată peste tot. Da, haideți că nu mai vin, că nu, da, doamnă. Cu cine am onoarea? Cine sunteți dumneavoastră? Mariana Chiara mă numesc și eu sunt secretar, secretar, da. Și domnul, doamna director, există aici sau nu au venit la program? Ajuns. Păi da, programul cine? Sunt două, două aici, dumneavoastră, trei. Este 8.50. Este posibil să fie la o lucrare în port. Pentru că aici lucrăm și se lucrează și peste program și da, este program de permanență, se asigură am nevoie de o echipă de comisari. Bună dimineața. Am nevoie de o echipă de comisari. Adică din ce sens? Vorbim de scurgeri de petrol, vorbim de poluare masivă, deșeuri, cauciucuri, peturi, plasticuri, s-a stupă, tot ce vreți dumneavoastră. Râu care este poluat la fel, deci totul este petrol cu păcuri, cu ce mai fie acolo. În centru, zona zero. Deci nu vorbim că am fost să caut pe nu știu pe ce coclauri. Nici Robert Gabriel. Deci în zona zero, doamnă, strada albastră, vă spune ceva, ați mai fost? Să rămână, ați întârziat la program, 10 minute. Penalizați. Trebuie să vă mai luăm din salariu acum. Ce să facem? Să mai tăiați din salariu. Păi, tăiem 10%. Dar dacă lucrați la privat, veneați cu 10 minute înainte, nu cu 10 minute după. Bun. Deci solicit domnul, poate dacă lucrează la... Da? Să mă... Trebuie să vorbesc cu doamna comisar șef, vă să-i spun cine sunt. Vă rog să luați loc. Bă, dimineața, ați întârziat la program. Haideți, vă rog, aici. Se poate. Da. Voi, nu prea sunteți conștiințice. Nu, am făcut-o. Aha. Când ați făcut sesizare? La 1 și 10. La 1 și 10 când? Da, păi noaptea, că lucrez și noaptea, doamnă. Da, eu lucrez și noaptea. Ziua umblu la, cu funcționare și noaptea scriu reclamație. Numai puțin, luați-mă ca ei. Da, și să-mi dați și numărul de registrare, să nu uit. Eu acum merg. Da, da, haideți că am nevoie de... Păi, haideți, mobilizați, de ce să nu filmez? Filmez să vă vadă lumea, v-am spus că sunteți profesioniști. Au, să iau loc, dar poate nu vreau să stau jos. Ce mai faceți, domnul? Bine, sănătos? Cum e la garda din mediu aici? Aveți salariu bun. Le-am văzut afară afișate. Uite, geantă, da? Ca femeile. Da. Au ajuns bărbații să, să... Nu ești și domnule, este o părere. Adică janta dumneavoastră este ca a femeilor, nu? Adică ați gățat frumos. Ca să ați intrat în instituție, ca să mă ciudiți pe mine. Nu, dar dumneavoastră ați întârziat în primul rând. În primul rând, ca seara am plecat, ca seara am plecat. Nu mă uite așa, dar n-ați venit la program. Pentru mine mi-am dat seama că sunteți de profesionist.
Da, și mie. Și ce lucrați dumneavoastră? Sunteți de profesionist. Ce lucrați? Ca ce lucrați la gardul de mediu? Comisar pe gardul. Comisar? A fost pe strada albastră, în centru, chiar în centru Constanței. A fost vreodată că au mai fost reclamații acolo, să știți? Adică mi-au spus cetățenii. Nu, am fost pe strada albastră, nici nu știu unde este strada. Nici nu știți unde este, este în centru spatele gării. Și? Și știți ce este acolo? Ce este? Scurge de petrol, deșeuri, tot ce vreți, incendieri, cauciucuri, petru, plasticul, păcură, s-a poluat și un râu cu totul. Ce-ai dat ce, dacă nu vă derat? Miroase la... Miroase la... De la 200-300 metri. Unde este râul în centru Constanței? E un râu. Nici nu știți. Nici nu știți. Nici nu știți Constanța. Adică știu eu de la Buzău și nu știți dumneavoastră. A, un pârâu, un pârâiaș așa. Da, da, da. A, pe pârâiaș e râu? Da. Acum s-a făcut râu pentru că s-a umflat de la atâta petrol. Înțelegeți dumneavoastră? S-a umflat, domnule, s-a umflat petrol, păcură. Adică ce faceți? Îi tolerați? Îi favorizați? Nu, eu nu vă înțeleg de ce veniți dumneavoastră. Sunteți cumva corupți aici la Garda de Mediu? La... Da, dumneavoastră nu sunteți corupt? Da, eu sunt. Da, sunt foarte corupt. Și atunci? Da, dar nu mai corupt ca alții. Nu mai corupt. Care lucrează pe bani publici, înțelegeți? Păi eu iau bazine acolo, am văzut, depozite de petrol, mai au probabil și scurgeri. Domnule, nu mai, pe aia nu mai, ce faceți? Nu știu unde e strada albastră, da? Nu știți. Dar gara, știți unde este, domnule? Gara. Dar de ce să mergem cu trenul? Așa e, că aveți mașină, v-a treia condiție, da. Statul român. Da, ce este cetățenilor care vă plătesc toate cheltuielile? Mașinile, după program, la parcarea din fața serii. Le-am văzut, domnule, că vă urmăresc. Stați, știți că și? Am venit de două ori, stau să vă urmăresc, să văd dacă veniți cu mașină, ca să vă fac plângeri penale. Pentru delapidare și abuz în serviciu. Faceți. Dar de ce nu vă faceți datoria, domnule? De ce vă bate în joc? Au mai fost sesizări, adică nu este că nu știați. Că... Ce nu vă faceți datoria? Cât de aia sunteți plătiți? Ce vă faceți datoria? Domnule, nu știu despre ce vorbiți. Nu știți, nu știți, domnule. Nu știu. Doamnă, dumneavoastră, sunteți comisar de mediu? Da. A venit și doamna. Sunteți comisar de mediu? Da. Doamnă, strada albastră, vă spune ceva, sunt vreodată acolo, centrul orașului vorbit. În spatele gării. Unde sunt depozitele alea din petrol, combustibil, păcuri, ce-o fi acolo? Păi sunt scurgeri acolo, s-a format un râu, deșeuri câte tone și s-a și astupă, să și duc, să și... Un dezastru ecologic acolo, adică dumneavoastră chiar așa, în centrul Constanței, n-aveți habar, comisar de mediu, plătiți cu bani grei. A, vezi mă treaba, au fost sesizări, au fost... Nu vă interesează pe voi, mă. Aveți ce treabă voi aici, mă. Haideți, doamnă, vă mobilizați, am și nevoie de... Aici este zona administrativă, vedeți? Așa, imediat, nu mai puțin s-a putut de sus colegă. Ați găsit, da? Așa, nu vedeți că... Asta făceam, lăsați-mă puțin să citesc. Da, dați-mi, doamnă, este un dezastru ecologic, nu mai tolerăm. Aici s-a oprit, s-a terminat cu tolerarea, da? Imediat vă dau număr de înregistrare și... Dați-mi, dați-mă echipă până de mine. Ați întârziat, doamnă, 20 de minute la program, 20% din salariul noastră. Da, 28, și cu căști, și cu... Doamnă, dați-mă că e o echipă de comisar să mă însoțească, să... Nu pot eu să vă dau, eu sunt cum? Secretară, vă păi, imaginați că... Doamna directă, doamnă, cine este? Am sunat-o și nu răspundă, uite-o. Aole, prăia, uitați cum vine la și 20, am trezit și 20 minute, vin încărcat. Cu ce are? Cu cadouri. Cu cadouri, cu cadouri. Cu cadouri, nici nu știe genică și toți avem nevoie de proastră, să știți. Ce mai munciți, dar de ce veniți la program după 20 de minute și nu veniți la timp? La timp, de ce nu veniți la program? Vă însușiți niște foloase necuvinte, doamnă, că în contractul ăla care l-a semnat contractul fix pe orele care l-a semnat. Nu să veniți când vreți, că nu e aici casa dumneavoastră să veniți să plecați când vreți. Aici veniți la fix la program. Nu mai poți. Haideți, dați-mi o echipă de comisari. A venit și doamna, să rămână. Până dimineață. Doamna comisară, doamna domnul comisar. Este domnul Niță Robert Gabriel, este, a făcut o sesizare azi noapte, la 1 noaptea, acum i-am scos-o ca să o înregistrez. Dar nu e vorba de un dezastru ecologic, adică vorbim de centrul Constanței, pe strada albastră, în spatele gării. Da, acolo dar sunt... puțin, noi nu avem permanență, deci... Ce permanență? Păi, fără ce să vină o echipă de comisar să... De asta am venit aici, doamnă, n-am venit să vă văd, că nu... Imediat, păi, haide!
Mobilizați-vă, mobilizați-vă, vă rog, mobilizați-vă. Vă rog. Că ziceți că ați făcut, ați luat și că vrea să vină. A, nu, doamna, vin dimineața. Am făcut ca să nu zică că, știți dumneavoastră, că dacă nu scrii și că nu pot să vin, că mai sunt și chestii de astea. Dar normal trebuie să vin și dacă nu scriu, pentru că la orice sesizare telefonică sau verbală, dumneavoastră trebuie să vin. Mai ales că e vorba de un dezastru ecologic, adică scurge de petrol. Păi vă arăt eu filmări, fotografii, tot ce vreți. Nu vorbim de că a aruncat un nene trei plase de gunoi. Nu, eu nu vin pentru chestiile astea. Astea avem sunt alții care fac niște, ca să nu le spun, deci, să le dau pe nume. Că... Nu, avem și de astea, asta e, trebuie să le analizăm pe toate. Că da, haideți, haide, vă rog, mobilizați-vă, vă rog. Dar ce, ne așteptați pe noi, mergeți cu noi? Da, da, să vă însoțim, să vă arăt. Da, doamnă, păi de ce? Da. Gratis, adică nu vă costă nimic. Da, da, haideți, vă rog, vă rog, vă rog. Mobilizare, mobilizare generală astăzi. E dezastru ce e acolo. Păi am mai fost sesizări, doamnă, dar nu s-a luat măsuri. Adică eu am martori, am oameni care... Păi eu nu de aseară, că e de ani de zile acolo, doamnă. Nu înțelegeți că am mai fost sesizări, dar dacă nu vă faceți datoria, acum ce să tind să cred că sunteți corupți? Ați făcut dumneavoastră... Nu eu, am făcut alți cetățeni. Alți cetățeni și nici nu, n-au venit. Așa mi s-a spus că nici s-au venit, dar n-ați luat nicio măsură. Adică ce e acolo, nu se poate așa ceva. Da? Bine, doamnă. Nu știu, la doamnă, nicio măsură, că e un râu de petrol acolo. Veniți să vedeți, nu se poate. Să scurge în pânza freatică și în sol și peste tot și deșeuri. Ce e acolo, e un focar imens. Nu se poate așa ceva. Vă rog, vă rog. Stabilească o echipă care să vină acolo să vină cu mine, da? Haideți că aștept. Nu știu dacă dumneavoastră sau nu, așteptați ca să vină la comisar, da? Mulțumesc, doamnă, ca să știu, să nu stau nici degeaba, nici să nu... Imediat, acum, da? Deontologii, să nu mă faceți de râs, să nu mă... Că vin iar, mai bine ar fi să vin acum, să nu fac 7 drumuri, că de mine oricum nu scăpați. Ce înseamnă să lucrezi la stat? Vii când vrei, pleci când vrei, trai neneac. Timpul trece, leafa merge. Pietrele rămân. Profesioniști. Haideți să aștept. Vă rugați, așteptați aici, da, ori ieșiți afară, nu mai înregistrați, vă rog. Mă dați și afară acum? De ce să nu înregistrez? Păi nu, așteptați. Vă este rușine de deci competențele astea pe care le dețineți și profesionalismul cu care ați tratat cetățenii de acolo din zonă? Poate că nu dumneavoastră, dar acolo ești dumneavoastră. Păi nu v-am spus, doamnă, când a spus lumea că a fost și nu s-a întâmplat nimic și ce e acolo, în teroare, în centrul Constanței? Adică nu vorbesc de cine știe pe unde, pe ați venit, periferia. Ați venit, vă rog. Ați făcut sesizarea la ora 1 azi noapte. Așa. Acum vedem despre ce este vorba. Vă rog. Bineînțeles, dacă este atât de grav cum spuneți. Da, păi de asta am venit, că păi, nu veneam, doamne, să mă cer cu dumneavoastră dimineața așa. Păi nu știu. Am alții programați. Păi nu știu. Am alții programați care trebuie să mă cer cu ei dimineața. La dumneavoastră trebuie să vin mai târziu, dar am stat și m-am gândit. Fiecare are treabă. Ce că... credeți că noi nu avem? Da, da, doamnă, nu știu dacă stați degeaba, dar nu v-ați făcut datoria, asta este. Asta și mă gândeam, zic, bă, frate, ce salariu au oamenii ăștia de la Garda de Mediu Constanța. A, ei. Atâția bani cât încasează și poluarea din centrul Constanței este la cote alarmante. Adică vorbim, fraților, de poluare masivă, scurgeri de petrol, de ce-or fi acolo, da, combustibil. S-a format un, din Peru s-a format un râm, s-a lățit, s-a umflat, s-a conducte sparte, mai sunt o țărâna, nu mai veniți, doamnă, la 8. Are, mă, treabă, mă, vin la cât vor e aici, e 8 și jumătate. Profesorii, dacă nu-i deranjează nimeni, nu. Să fac dosare pentru... Păi asta se numește delapidare.
vii la muncă când vrei, nu ți respecti programul, îți însușești, te folosești bănești necuvenite. Nu-i clar. Atât timp cât nu-ți respecti programul. Păi la privat, dacă te duceai și întârziai o jumătate de oră, ăla te tolerează, dădea bani de la el din buzunar. Când vreodată? Ia ce econom sunteți, stingeți becul, dar la program veniți după o jumătate de oră. Da, da. Econom. Ce faceți? V-ați luat cauciucări? Veniți la program când vreți voi aici, n-aveți treabă. Vă plătește statul să faceți ce vreți. Nu le ascultiți, doamnă, mâncați liniștită. De-aia veniți la muncă, să mâncați, să veți ceaiuri, cafele, ce mai aveți de făcut. Până vă reveniți până la ora 12, după 12 deja trebuie să vină pauza de prânz și la... După amiază deja sunteți obosiți, trebuie să mergeți acasă, să vă odiniți. Da. Cât trebuie să aștept eu o echipă de comisari. Doamna e preocupată cu roata. Doamnă, vă bateți joc de mine. Adică... Doamna comisar șef, da. V-a spus să așteptați. Da. Cât să aștept? Cât ce ani trebuie să aștept? Cât ce ani? Bună dimineața. Doamne, cât e ceasul? Ceasul? Cât aveți ceasul? Da, nu m-ați văzut jos la țigare? A, da? Erați la țigare? Nu v-am văzut, dar la 8 n-ați venit oricum. Dar nu e treaba dumneavoastră când vin. Cine da. Sunteți? Să vedeți plângeți ce o să vă fac pe tema asta. Ca să vedeți și cine sunt. Eram la țigară. Da, la o țigară. La programul începe de la 8. Da. Doamnă, nu mai stau. Spuneți-i, doamnei, cine e doamna împărat asta, comisar ce-o fi directoare. Vine sau nu vine? Îmi dă sau nu dă o echipă de... Asta v-a spus că vă dă păi o echipă. Când? Citește sesizarea. Asta s-a făcut sesizarea azi noapte. Și cât, nu, că cât, cât timp trebuie să stau eu aici? Cât durează să stau? Să știți că mai sunt și alte obiective și alte lucruri de făcut. A, deci eu atunci... întoarcesc ca... V-a spus, tot trebuie să așteptați puțin. Atâta tot. Deci nu trebuie să faceți nimic. Păi cât? Am așteptat, am așteptat, cât? Mai stau, haideți că mai stau, da, mai stau. Mai stau, mai stau, dar să știți că eu am de lucru, doamne, nu sunt ca dumneavoastră să mă bat de muști. Vă bateți de muști. Eu te-am urdărit și pe aici, domnul care a venit curat. Da, acum puneți femeia de serviciu să... Mai sunt și alte probleme, trebuie să rezolvăm și astea, dacă... Mașina se strică, ce să faci? Din asta când vă zisă că mașina ce faceți? Da, aveți ocupație și cu mașina și curată. Adică să faceți anumite lucruri care sunt primordiale, aveți și voi câte ceva așa. Când se strică mașina, când trebuie să mergem, să aducem cu apa, cu lămâi și cu portocale, cumpărături, cafele. Gata, domnul, ați rezolvat? Da. Deci dumneavoastră tot nu... Ce? Nu vă reveniți, adică nu... Da, adică... Păi dimineață și... Veniți, da, nu vă jineți, doamnă, dar vă că nu, adică... Ați venit aici să ne înregistrați. Da, să vă filmez, să vă vadă lumea. Da, de pentru că dumneavoastră stați la căldură, la condiții și au mai fost sesizări ca și comisar de mediu. N-aveți în centru Constanței, doamnă, de atâția ani de zile. Păi ce e acolo, doamnă, vă bate joc de locuitorii? În condițiile acestea. Păi nu aveți cum să aveți. Nu aveți cum să aveți. Ați făcut o sesizare. Da. Și noi o analizăm. Păi cât durează, doamnă, să o analizați? O sesizare, funcție de gravitatea ei, se analizează și se conform legii în 30 de zile. Asta este răspunsul. Nu, e vorba de un dezastru ecologic și curge păcură și petrol. Acolo nu poate să mai aștepte 30 de zile, doamnă. Că dacă spuneți așa, eu tind să cred că sunteți toți corupți. Până acum ce ați făcut? V-au dat șpagă ăia pe acolo? Ca să înțeleg. Păi, dar nu vă înțeleg altfel. Dar nu vă înțeleg. Doamnă, nu că am argumente. Nu trebuie argumente. Dar din ceea ce... Da, doamnă, din ceea ce văd eu, adică nu se poate să tolerați. De ce tolerați chestiile astea? Faceți acuzații foarte grave. Da, foarte grave. V-am acuzat? Deci, păi, da, mai devreme.
Da, nu, nu, nu știu, v-am spus că nu v-ați revenit. E prea dimineață. Dumneavoastră nu cunoașteți terminologia cuvântului. Că nu aveți ce face, ați venit aici și ca să vă faceți... Rating. Rating, doamnă. Da. Da, da, da. Sunteți un cetățean. Da. Revoltat. Revoltat pe funcționarii statului care iau bani de la stat și nu-ți fac datoria. Da. Și o să o rezolvăm conform competenței. Doamnă, dacă credeți, doamnă, aveți impresia, v-ați bătut joc atâția ani de cetățenii acelei zone de acolo, că mai sunt și cetățenii onești care au case și plătesc. A plătit o femeie, chiar am discutat cu dânsa, 16 milioane la impozit și la astea. Nu reprezint, doamnă, eu nu reprezint pe nimeni, tocmai asta este problema, că eu nu reprezint pe nimeni, nu trebuie să reprezint pe cineva. Da. Știți care e diferența? Nu, numele meu am făcut, doamnă, nici nu știți să citiți. Nu știți ce? Și ce dă cântă Biciul în Buzău? Nu-i tot în România sau unde este? Da, aveți dreptul la petiție. Luați dreptul ăla constituțional, la articolul 51 din Constituție. Mi-l luați dumneavoastră și pe ăla, nu? Deci, ce să merg, doamnă? Păi vă rog să veniți cu mine, doamna comisar, să vedeți despre ce este vorba de asta, adică dacă dumneavoastră aveți impresia că oamenii aia care săraci stătul la muncă și se duc și vin acasă, faceți ce vreți cu mine, nu faceți. Nu a zis nimeni că nu o verifică, deci nu înțelegeți, stați aici și... Păi tot stau de mai bine de o jumătate de oră și văd că nu vă mobilizați sub nicio formă. Doamna asta aveți impresia că dacă ați tolerat atâția ani de zile chestia asta, merge să mai tolerați de aici? Vă spun că nu merge, că vă fac plânge penale, doamnă. Vă fac plânge penale, vă spun. Vă fac plânge penale, vă spun eu că ăla e de dosar penal acolo, e 1000 de legi acolo, doamnă. Doamnă, inclusiv 107 de cuce, dezastru ecologic ce e acolo. Haideți, faceți, dar v-am solicitat o echipă de comisar, nu vă, adică să vă văd că vă plimbați de la un birou la altul, nu o să mergeți cu mine să constatați pe tărie, să rezolvăm cazul. Normal că ne ducem. Păi haideți, doamne, că până să vin eu, de ce nu v-ați dus? Până să vin eu, de ce trebuie să vin eu de la Buzău să vă fac treaba dumneavoastră, că vă luați atâția bani de la statul român? De ce trebuie să veniți? Păi ca să vă vadă lumea pe dumneavoastră, lumea o să vă critique, o să vedeți. Credeți-mă pe mine că lumea o să vă critique. Aveți ceva personal cu mine? Nu, Antoni, nu vă cunosc. Din dovadă că n-aveți cine cu somn, ca să știu cu ce stau de vorbă. Nu știu cu ce. Dumneavoastră manipulat mie date caracter personal. Nu e o problemă, nu mă... Da, dar nu știu cu cine... Da, dar... Nu știu, da, dar nu știu... Acum, de exemplu, nu știu cum vă numiți. Nu știu cum vă numiți, n-aveți cine cu somn. Mă numesc cu Tărică. Nu știu cu ce stau de vorbă. Deci faceți reclamația numele cetățenii. Ia citiți, doamnă, numele cui am făcut eu. Ia citiți dumneavoastră reclamă. Deci haideți să... Păi dacă nu v-ați trezit bine, nu v-ați trezit bine dimineața, să știți. Deci... E posibil, după părerea mea... Nu vă țin, doamnă, nu vă... Dar cu cum vă țin? Vă se pare că vă țin de ceva? Vă țin de mână, de picior sau de ce vă țin? Vreau să am un dialog cu dumneavoastră, că văd că... Păi, doamnă, să știți că eu sunt revoltat. Nu, da, am foarte bine, dar știți care e problema? Eu sunt revoltat pe dumneavoastră, pe toți comisarii, găzi, nu numai pe dumneavoastră, pe toți comisarii ăștia găzi de Mediul Constanța, că nu vă faceți datoria și vorbim de centrul Constanței. V-am acordat toată atenția, da? Da, nu m-ați ajutat cu nimic, mai bine erați operativ, formați o echipă dumneavoastră sau colegii care erați, mergeam cu mașina, eu am mașina mea, veneați cu mine, vă arătam, luați la cunoștință. Luați măsurile care se impuneau și terminam bâlciul. Dar dumneavoastră preferați să luați o hârtie, adică sesizarea mea. Vă plimbați cu ea de la un birou la altul, o citiți o jumătate de oră. Deci, nu vă înțeleg. Da. Vino că o să mai citești și la secretariat, a anunțat doamna directoare, am o jumătate de oră stau și nu vă mobilizați. Da, domnule, mi-a dat, am un registrat de 20 minute, mi l-a dat, am un buzunar. Ce tot mai așteptați? V-am spus că e vorba de un dezastru ecologic, scurgere de petrol, păcură, deșeuri, să și îngroapă anumite deșeuri, să astupă, sunt 1000 de legi, v-am spus, vine și spun dacă vreți. Haideți, vă rog, haideți, doamnă, că nu am venit, mă doare și capul de dimineață, nu mai, mi-a stricat ziua cu dumneavoastră. Mi-a stricat ziua cu dumneavoastră, vă spun drept. Păi uite așa, pentru că n-aveam chef să mă cer cu nimeni azi. Da, păi dumneavoastră râdeți, dar... Mă așteptam altfel, mă așteptam că vă mobilizați și mergeați și rezolvam problema și nu mai exista niciun fel de discuții. Dar preferați ca să mă țineți aici, să vă bateți joc de mine, să vă plimbați de la un birou la altul, să spuneți că așteaptă să citesc o petiție. Petiția o țineți în 2 minute, doamne. Nu mi-am bătut eu joc de dumneavoastră. Păi,
Pentru mine v-ați bătut de toți cetățenii, toți comisarii, nu numai dumneavoastră, toți comisarii, pentru că este în centrul Constanței, au fost sesizări, situația este aceeași, chiar dacă ați fi dat ceva măsuri, dumneavoastră știți foarte bine ceea ce vă spun eu. Dumneavoastră știți foarte bine ceea ce vă spun eu, doamnă. Bine, nu știu ce am întrebat pe aici, habar n-are lumea unde strada albastră, am întrebat 2-3 comisari. Dar vă spun un singur lucru. Și dumneavoastră știți foarte bine ceea ce... Cine s-a dat, doamnă? Ia chemați-l, doamnă, pe colegul. Dar înainte să chemați pe colegul. Doamnă, înainte să chemați pe colegul. Nu trebuie să faceți lucrurile. Doamnă, stați puțin, că îl chemați și pe coleg. Dar vreau să vă spun un singur lucru. Referitor la chestia asta, că au mai fost petiții, că tot discutam cu dumneavoastră. Dumneavoastră știți foarte bine ceea ce vă spun eu. În momentul când au existat niște petiții, niște reclamații, dumneavoastră trebuie să dați un termen, măsuri, amenzi și problema dumneavoastră, în funcție de gravitatea faptei, după care trebuie să reveniți, să vedeți dacă zona a fost alubizată, dacă măsurile au fost implementate corect, dacă s-au respectat, dacă dumneavoastră nu ați, sau dacă ați revenit, ce ați văzut? Că situația este mai rău decât, adică eu am discutat cu lumea și mi-a spus că au fost sesizări și nu au treabă, domnule, să tolerează, domnule, chiar așa. Chemați-i pe... Haideți să vedem. Păi, vă rog, haideți să vedem pe colegul care v-a spus că am mandat eu altcineva. Faceți dumneavoastră ancheta acum. Păi, vedeți, doamnă, vedeți că de dimineață vorbiți niște lucruri care nu și-au rost. Eu m-am prezentat, i-am spus, doamne, că mă numesc Nițu Robe Gabriel, scrie Nițu Robe Gabriel acolo. Aveți cartea mea de identitate în mână? Adică fotocopia. Este acolo. Mă numesc Nițu Robe Gabriel. Să spună și mie cineva de aici dacă eu am spus că mă numesc altfel decât numele pe care vi l-am spus. Să chiar întrebați pe colegul. Ia, haideți să vedem. Ia, întrebați pe colegul. Rămâneți acolo, vă rog frumos. Aici este zona administrativă. Haideți, deci, doamnă, nu mă învățați legile pe mine, că așa le știu de la clasa 1. Rămâneți da. Acolo, da. Lăsați-mă ce să ne organizăm noi așa cum știm noi. Da? Aveți bază NATO aici. Secretul, clasă 1, clasă 2. Haideți, vă rog frumos, haideți ca să putem să fim eficienți, să ne rezolvăm tot programul pe ziua de astăzi. Că nu avem această sesizare, sesizarea dumneavoastră a venit azi noapte, dar noi deja avem un program stabilit de ieri. Da, și nu mai putem să ne facem programul, nu că nu mai putem. Doamna, ați rezolvat ca să mă, doamna, nu pot să mă. Nu că nu mai putem. A, dumneavoastră te spun. Păi și pe cine aștept, doamnă, că mi-a spus că... Nu trebuie să așteptați pe nimeni, dumneavoastră. Deci nu trebuie să așteptați pe nimeni. Doamnă, ați lăsat, vă mai trebuie o dată și am plecat. Îmi acordați sprijinul, da sau nu? Îi poate să vină cu mine o echipă de comisari să verifice la fața locului? Nu trebuie să vină cu dumneavoastră. Deci vă bate joc de mine. Da, nu trebuie să vină. Știți ce spune legea când este un dezastru ecologic? Și acum nu stau să mă milozez de dumneavoastră. O să vă fac plângere. O să vă fac plângere. Pentru că la solicitarea cetățeanului, când există astfel de cazuri, nu pot să mai aștepte 30 de zile să se mai scurgă petrol 30 dar de zile. Dar cine a zis că în... să se aștepte 30 de zile? Păi dacă nu veniți, eu am venit din toată, adică nu voluntar. Nu trebuie să meargă cu dumneavoastră de păi mână. Să vină, doamnă, să... Cât... Trebuie să-și facă delegații, trebuie să așa să meargă în cât maxim mai? Jumătate de oră, ori să plece o echipă de aici să verifice. Și eu să mai aștept o jumătate de oră. Cum vreți dumneavoastră? Haideți că mă aștept, doamnă, mă aștept o jumătate de oră. Deci nu zice nimeni afară. Dacă sesizarea dumneavoastră era înregistrată de acum 29 de zile sau nu știu. Doamnă, au mai fost, doamnă, nu încercați, doamnă, să mă îmbrobătiți că au fost sesizări și dumneavoastră n-ați revenit să vedeți ceea ce s-a întâmplat acolo. Lumea este foarte... Lumea care... Ce-ți vrei? A și murit săracul omul ăla. A filmat, a fost, a și murit săracul omul ăla. Vă spun eu care a făcut. Credeți-mă că a murit. Dumnezeu să-l ierte. Dacă nu mergeți acolo și oricum vă întâlniți cu colegii mei acolo... Deci da? Bine, doamnă, haideți că auziți, dați-mi și mie numărul de telefon ca să-l am să... Că, în caz de contrariu de nu veni să vă sun. Dați-mi numărul de telefon. Ce numărul? E numărul instituției. Sunați da, dar nu știu, dați-mi și mie scris pe ceva numărul instituției. Și vă sun dacă în caz că nu... Dați-mi și mie numărul, doamnă, de telefon și eu am plecat de la instituție. Pot să vă sun. Să-l ține legătura. Să nu mai stau aici o jumătate de oră, o oră, ce știu. Numărul de telefon ca să-l notez. Ați făcut datoria ca și cetățean. Nu, nu am ce datorie eu. Păi ați depus o reclamație la eu sunt voluntar. Deci dacă vin colegii și ajung în zonă, să vă spune pe numărul de telefon că eu sunt acolo. Că probabil este menționat acolo. Da, e acolo. O să zică că nu știe pe unde și asta, adică este... Dar vă mulțumim pentru
nu, dar adică chiar acolo trebuie să-și ție pe un soia. De asta, da, de asta deci am și venit chiar... ca să vină cu mine. Oricum da? Sunau dacă, deci luau legătura da. Cu dumneavoastră. Să mă spune, doamne, da? Eu sunt acolo. Deci chiar mulțumim da. Da. Ne ajutați, nu e problemă să-i și blocat da? Aici, mă dați la poliție, mă ia garda de mediu, pune cătușile și a scăpat de mine. Mă scuzați, mașina de la primărie asta? Nu. La Consiliu? Nu. Nu e de a statului mașina? A, ba da. De cum n-aveți cum să aveți acces aici? A, cum este? De la centrul Murata. Așa, de la centrul Murata. Ce salariu aveți noastră vă? De ce? Uite asta, adică vă permiteți să stați inclusiv cu motorul pornit și cu geamul deschis, adică... Nu, am deschis doar acum, am pornit. Da, am... pe banii statului, domnule. Păi da, unde te-ai căzit dacă te-ai picioam deschis? Doar ce-am dat... Hai bre, lasă-mă! Așa vă bate joc de statul ăsta. Ce-a mai rămas din el. N-ai înghețat vreme, mai întâi și mata la căldură. E, și aia va fără cine stă. Păi da. Și așa stai degeaba acolo. Nu-i așa? Păi da. Este că am dreptate. Cum să n-am eu dreptate? Uite, nu mi-am măsut tine. Lumea mă susține, da. Bună dimineața. Domnule, primăria este aici? Nu, pe partea aceea. Și pe unde intru? Pe partea opusă. Afară, poliție. Am înțeles, ok. Dar ce faceți cu atâta hârtie igienică, mă, fraților? Pentru câți ani v-ați luat aici? Ia uite, bă, mamă, ce desfășurări de forțe aici. Un camion de basuri hârtie igienică. Mă, profesioniști aici. Doamna, vreau să vă întreb, lucrează la primărie aici, nu? Doamna, vă invidiez. Vă invidiez pentru modul ăsta de a lucra cu statul. Adică dumneavoastră nu o să stați la birou, stați afară ca feliți, țigări. Care pauză, doamnă? Care pauză? Că pauza este la când se mănâncă. Acum dumneavoastră nu mâncați. Viciul ăsta ori îl face la dumneavoastră acasă acolo. Nu scuze, dar vedeți dumneavoastră, nu o să stați la program să vă faceți treaba, stați și ca feliți aici după colț. Plătiți din bani publici. Adică eu nu cred că în momentul când ați semnat dumneavoastră contractul cu statul, scria undeva că trebuie să stați la țigări afară și birourile să bată vântul pe acolo. Este așa? Da, dar să nu vă mai prind pe aici, nici pe dumneavoastră, nici pe colega și nici pe nimeni, că o să vă fac plângeri penale, pentru că vă însușiți foloase necuvenite bani proveniți de la statul român prin contractul pe care l-a semnat. Adică nu vă îndepliniți contractul, domnul. Da, bugetari. Bugetari care... au salarii imense, li se dă credite, facilități, bănci, tot ce trebuie. Nici nu scrie că ar fi primărie aici. N-am de unde să știu că e primărie aici. Și-a pus baricade, ca la Revoluție, a spus aici. ca la Revoluție. Cu baricade. Ce tare. Nu mai e instituții publică asta, domnule. Adică eu nu pot să intru pe aici, să mă duc la domnul primar, domnul vice, nu? Dar ce trebuie să te ascupă dumneavoastră aici, nu? Trebuie să mergi la City Park Mall, dacă vezi în audiență la domnul primar. Nu vreau la primar, doar. Compartimentul mediului. Da, mergi la City Park Mall. Să depuneți cerere ca să intrați în audiență. Nu înțelegi, bre, că nu vreau audiență. Sau ta n-a auzit bine cu ăștia la rea. Adică pe mine nu mai jignești. Te rog frumos, până aici. Și ce faci acum, dumneata? Deci pe mine nu mai jignești și ești, te rog frumos, cu aparatul. Da, bre, cu eu tot. Hai, te rog frumos. Mă, ta ești pus aici să-mi apăspui și nu să-mi îngrădești dreptul. Mie nu ai dreptul să filmezi aici, te rog frumos. Cine a zis? E... vino să-ți arăt... Ce să-mi arăți? Ia, bre, una de familie. Vino să te arăt. Dar n-am nevoie să-mi arăți nimic. Eu solicit să vină cineva de la compartimentul mediului. Nu, aici.
Am trimis petiții, doamne, să-mi dea și numărul de registrare la secretariat. Nu aici, te rog frumos. Te-am zis la City Park Mall, merge acolo. Ce se fac acolo? Ce ții de acolo, că acolo e birou. Aici la noi nu se lucrează cu public. Nu-i primărie aici? Eu unde te trimit? Nu la primărie? Bine, bine, hai că mă City Park Mall. Da, la etajul 1. Ah, și acolo? Așa de informații cetățeni. Și acolo vă... Și colegul meu m-a să te îndrume la birou respectiv. Că eu nu... E de parte locația de aceea, să știu să nu mai am mai pe Lăpușnea. Păi nu știu, la mea pe jos, e de parte de aceea? E de parte. A, am înțeles. Bine, bă, dar mai cizele astea și dumneata, că prea pui vâna pe oameni, agresezi astea, că strântezi niște plângeri pe noi. Stai niște că... Primării. Da. Da, dar mai cizele astea așa, că prea nu... Hai, lasă-o jos, lasă-o jos, că nu mă sperii. Auta-i, ca vulturii veniți, ca vulturii, mă. Dacă începe războiul, tot așa săriți pe ruși. Ia uite, a primit apel. Veniți pe 112? Da. Da, domnilor? Dar nu sunteți echipați corespunzător? Vă lipsesc tonfa, spray-ul, mai mult. Da? Ia uite ce repede venea. Anunțați! Pe 112! Veneau la atac! Dumneavoastră, am fost trimis de la sediul primăriei, un birou de, pentru mediu. Ce e aici, mă, frate? Deci, e dincolo. S-a ajuns o primărie, s-a ajuns într-un mod. Vă dați seama ce a face să fac. Până dumneavoastră. Asta e primăria Constanța aici? Ce am? Și primăria Constanța, unde a ajuns în mod. Dom'le, biroul ăla de protecție a mediului, aveți compartiment, oameni care și-au bani, dar sunt plătiți. Vreau să discut, da, am fost trimis de acolo, de la primăria, de lângă Consiliu, că acum nu știu care mai e primărie, și aici, și acolo. De acolo m-a trimis aici, aici ar fi compartimentul privind de mediu. Privind mediu? Da. Uite că ați făcut trei persoane. Da? Deci aici este, da? O să intrați să discutați. Păi ce să discut, doamne, întreb, este cum există compartimentul mediu? Doamne, eu nu sunt un analfabet. Am înțeles. Vă întreb, există sau nu este compartimentul mediu? Aici cam ce să fac? Nu vin să fac... Am zis să așteptați un pic să intrați. Rând aici. Păi haideți, că nu mai e nimic. Păi stați că mai sunt o persoană. Unde? Păi, na, haideți, mobilizați-vă, mișcați-vă. Haide-le, că n-am timp de pierdut să stau toată ziua cu dumneata aici, nu înțelegi? Am chemat pe cineva, cheamă pe cineva aici să discut de la compartimentul mediului și am plecat. Ce e greu așa, dacă nu merg eu? Stați un pic, aveți puțină răbdare. Ce stau să-ți rezolvi lumea toate necazurile acum? O primărie într-un mall. Da, vă dați seama că sunt ei de profesioniști. Așa a ajuns țara asta. Să plătească chirii la modul primăriei, că nu mai au... Da, uitați ce muncesc oamenii, toți muncesc. Muncesc pe ruptele, pe brânci. Nu, doamnă, nu vă fac poză, vă filmez, nu vă fac poză. Nu, n-am, nu, dumneavoastră sunteți sfântă. Nu, doamnă, să vă pun la icoană acum. Lângă cei trei ierarhi vă pun pe dumneavoastră. Da. Aud-o. Aută pe doamna cum se ridică, cum se umflă. Na, domnule, n-am. Cheamă pe cine ți-am solicitat să nu mai... Lasă-mă. Ce faceți scris aici? Ce scris? Am trimis scris. Să-mi dea numărul de registrare. Păi trebuie să depuneți scris. Am trimis, să-mi dea numărul de registrare. Am trimis la 1 și 10. Unde ați trimis? Aici, la primărie. Nu sunt de aici. Nu, domnule, sediul primăriei aici? Sau nu mai înțeleg? Nu ne mai înțelegem. Deci compartimentul de protecție a mediului intră sub ordinea și registratura. Intră sub ordinea poliției locale. Și nu mai aveți birou, că aveți un birou. Da, dar se depun scris aici. Am depus la 1 și 10. Când? Azi noapte.
Adică astăzi. Așteptați să primiți. Dați-mi, dați-mi o înregistrare. Așteptați să primiți răspunsul scris. Dom'le, e ceva urgent. Eu vreau să vorbesc, pentru că nu vin, că nu eu cer de asta să aștept 30 de minute. Vorba de o despre o poluare, despre un dezastru ecologic. Da, domnule, de aia ești preocupat. Uite, te filmez. Uite, pui și pe dumneata și pe dumneata. Dar aveți voie să filmați. Uite, am vrut să opresc. Domnule, dumneata îți depășește atribuțiunile, domnule, dumneata ești plătit aici, să, nici e cu nu știu cu ce, uite, ai lans la deaur, la cât, e frumos, îmbrăcat, da, da, da. Ce, eu vi se pare că am vorbit urât? Sunteți așa de renunțe, de ce nu ascultați băiețul tău? Domnule, am solicitat să discut cu ceva de la compartimentul, vedeam ceva de atât acolo, ce să-i dau numărul de registrare și am plecat. Nu, nu, că să nu filmez, să nu fac, să nu trebuie, nu poate să-mi interzic, este dreptul fundamental care e necunoscut legile, intră pe un teren, că el nu cunoaște legile, dar el nu cunoaște legile, el intră pe un teren, el intră pe un teren necunoscut acum, ați zis. Și face un abuz, asta e dreptul meu. De asta, pentru că el nu cunoaște, el pus aici are, are două, trei hârtii, cinci, așteaptă lumea la rând, am înțeles. Bun, închemați pe cineva de acolo, la compartiment, de-aia am venit, domnule, că am venit tocmai de la primăria aceea de acolo, de unde este. Care? De acolo m-a trimis aici. Bulevardul 2050. Da, de unde e Consiliul Județean și ce mai este acolo. Consiliul Județean este pe partea cealaltă. Da, și am fost și acolo, am fost și pe partea cealaltă. Tot mă prind de o oră, vreau să ajung la un compartiment și nu-l găsesc. Deci numai România se poate. Dar trebuie să lăsați telefonul acela. De ce, domnule, să-l lasă? Uite, tremură. Ce uite cum te zice? Ce am de mai făcut? Spune, cum te numești? Cum te numești? Mai cu Alexandru, dumneavoastră cum vă numiți? Nici Robert Gabriel, dar n-ai un ecuson. Ca să ca așa trebuie deontologic, uite cu domnul ce frumos are cu tot, cu cine stau de vorbă. Închideți ăsta telefonul. Doare, închide pe cineva să discut cu tine, n-a venit să mă cer cu dumneata. Închide sau nu închide? Dar și ați venit pe scandal. Ia uite mă frate, ia uite ce tremură, ia uite ce tremură. Televiziune cine v-a trimis? Ia uite ce, cine doar, ce televiziune, mă băiat, cum te-ai angajat tu aici mă băiat? Cine v-a trimis? Cum, cine te-a angajat? Cine v-a trimis? Cum s-a întâmplat mă, cine a făcut greșeala asta? Da, deci eu l-ai pus aici ca să, doamne, chem pe cineva sau nu chem? N-am cu ce să discut mă frate, ăștia sunt oamenii primării. N-am cu ce să discut. Mamă, păcat, să aruncă bani așa pe funcționari care nu-și fac treaba. Păi, nu știu ce l-o fi, fi pila cu ei, va, fi, dacă vreau să văd salariul aici, nu găsești nimic, uite, da, o bătaie de joc, o bătaie de joc. A ajuns primăria să fii, să-și închiriezi la molă, vă dați seama ce afaceri, ce șmecherii se întâmplă pe aici. Ce afaceri, nu mai, n-am mai găsit sediu, da, decât aici, ia uite ce, bravo mă, bravo vă om. Câte minute a trebuit să vi se scadă din salariu? Pentru că stați și fumați, nu o să vă desfășurați activitatea corespunzător. Adică la fiecare țigară câte 5 minute într-o zi din lucru, sunt câteva ori, dacă stau bine să mă gândesc. Viciile astea să le faceți după program sau weekendul, acasă când ajungeți. Da, poliția locală, Constanța, nici nu vezi ce scrie acolo. Da, serviciu, sprijin... Ăștia sunt profesioniști. Nu, trebuie să-mi activez camerele aici, că risc să iau și bătaie. Oh, cetățenii cu handicap trebuie să strige din stradă după ajutor. Nu s-a găsit nimeni. Bine, că ei, chiar ei sunt cei care trebuie să reclame lucrurile astea cu rampa și cu... Adică ei sunt cei care trebuie să sancționeze. Vă dați seama, ei trebuie să sancționeze că n-are cetățeanul. Că n-au societății comerciale, răm și instituțiile. Și ei, da, treabă, mă. Supravegheată video. Oh. Bună dimineața, ce mai faceți, doamnă? Cu strugurelul, cafeluța, bravo, mă. Ia uite ce murdare e umbrela aia acolo. Nu vă sperați în... Vă rog. Nu aveți voie. Fumează și-a... Mirați și-a țigă, nu știu, parcă așa mi se pare. Da. Ce cu termos? Ce aveți, doamnă? Cu bești și cafele, bești și... Nu avem voie? Așa aveți, doamnă, cum să nu aveți voie, dar... Nu, nu știu, așa, situația asta, poliției locale... Bine, nu știu, bine, de fapt, foștii gardieni publici, că dacă stăm să... Nu mă simt, aveți... Nu, duceți-vă acasă. Nu, dar nu aveți voie să-mi dați fața, că dacă nu vă dau eu acordul... Așa? Ce, ce faceți? Cum, ce faceți? Avem, am aceleași drepturi ca și dumneavoastră. Și ce drepturi aveți? Adică eu ce drepturi am și dumneavoastră ce drepturi aveți? Că a spus că aveți la ce fel... Ce anume doriți? Vă rog frumos. Doamnă, am văzut ieri o bătrânică aici nu la... Nu, puțin, o secundă. Da? Bine. Uite, sau... Baricada, mă, ministerul mi-a PNU aici, mă, ce știți voi, baza cu Gălnicianu, ia uite ce gras sunteți.
Îi plezește cămașa. Frumoși, grași, frumoși. Doamnă, o bătrânică, am văzut-o ieri, vindea niște flori la piața acolo. Ce facem? Îi tragem o amendă azi dacă mai prindem acolo? Adică m-a ajutat să... Vă spălați, pe cu cine doriți? Și mai am o femeie care... Vă rog să vă am văzut-o că are un de-asta de handicap. Nu vă supărați. Și a parcat pe locul de handicap. Instituție da. Publică, o să vă rog să vă legitimați, da. Să ne dați cartea de identitate. Da? Și să-mi spuneți cu cine anume doriți. Da, dar asta cum vă numiți? Că nu scrie nicăieri, nici pe frunte, nici pe... Cercei. Vreau să-mi spuneți dumneavoastră, dacă tot... Adică să vă spun eu? Da. De nu ce? Trebuie dumneavoastră să aveți de ce un ecuson și o legitimație. Am. Vă rog frumos, atați și mie ecusonul, că vă că țineți... Nu mă mai filmați. Vă că țineți sub... Nu am de ce să țin, am fost copil. Păi vedeți, da, da, și eu ce vă... Spuneți și mie, cum vă numiți, ca să înțeleg cu cine stau de vorbă. Vă rog frumos să-mi spuneți despre pe cine doriți. Da. Cu cine anume doriți? Păi da, vă spun, doamnă, dar vreau să văd cu cine stau de vorbă, cui spun. Că poate noastră nu lucrați femeia de serviciu. Credeți-mă că părerea mea asta cam fi. Agentul de securitate Ciobanu Mihaela, poftim, v-am spus. Da, în conformitate cu legea 150 trebuie să vă și legitimați. Adică să văd... Poftim. Ia, stați așa. Ciobanu? Mihaela. Bun, doamnă, eu mă numesc Nițu Robe Gabriel. Soliciți sprijinul... colegilor dumneavoastră, yeah. Pentru că am fost la primărie, la toate primările, că e divizată, m-am plimbat tot orașul de 2 ore și m-am ajuns aici, la dumneavoastră, la poliția locală. Și mi s-a spus că poliția locală are atribuții pe partea mediului, pentru asta am venit aici și solicit sprijinul colegilor dumneavoastră, privind o poluare masivă, un dezastru ecologic, de altfel. Da? O să vă rog buletinul, da. Să vă înregistrez. Și o să anunț imediat pe cineva, să stai de vorbă cu dumneavoastră. Uitați aici. Eu, să fumează permanent, mă, n-am uit treabă, mă. Bală grea cu fumatul ăsta în timpul programului. Nu renunță nimeni la... Ia să vedem. Alo? Alo, bună ziua, domnul Nițu Robert. Da, doamnă, eu sunt. Tatiana Chirana mă numesc, de la Comisia de Mediu, de la Comisariat vă sun. Da. Să știți că o echipă de comisari de la noi au ajuns acolo la locația indicată da. De stat în petiție. Da. Și dacă vreți să mergeți acolo, da, da. Și sunt acolo. Sigur, haideți că merg, am venit la poliția locală, am solicitat și sprijinul poliției locale, pentru că și dânsii au atribuțiuni și de aia sunt plătiți să-și exercite atribuțiunile fără niciun fel de problemă. Da? Trebuie să ne mobilizăm cu toții. Din păcate, e o situație mai complexă și trebuie tratată ca atare. Da? Mulțumesc, o să ajung acolo. Da, 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 o să ajung. Vin acum cu poliția locală. Sunt chiar în sediul poliției locale și chiar acum vin cu dânsii, da? Mulțumesc. Da, da, domnule. Să rămână. Bună, da. Nu știu dacă o să-mi acorde sprijinul, pentru că că sunt ei de profesioniști, oamenii ăștia, dacă ar fi fost așa cum a spus, ei au mai avut, da, evenimente de genul ăsta. O bătrânică cu niște flori, cu 2-3 legături de mărar, o fată de asta săracă care a parcat pe locul de handicap cu scaun, cu rotile, avea, da, semnul în geam. Deși au considerat că trebuie să-i ridice mașina, adică chestii de genul ăsta se ocupă de... Da. Bună ziua! Ce mai faceți? Cu cine am onoarea? Nici Robert Gabriel, mă gândesc. Mugur Petcu, sunt șeful biroului de mediu. Mă bucur. Domnul Mugur, vă solicit sprijinul privind o poluare masivă în zona 0, adică vorbim de strada albastră. Știți unde este strada albastră? Știu unde este strada albastră. Da, deci chiar acolo pe strada albastră, pe sub tunel, poluare masivă, deșeuri și scurge de petrol. Adică dar toată zona este un râu negru, cu o cară, s-a spart și o conductă, să mai și ciordește. Deci este acolo un dezastru ecologic, să ce sprijin colegiul dumneavoastră să meargă cu mine, să tovrească un proces de băi, să luați măsuri de încălzire. Două secunde, vă rog, găbiți. Aspectele privind poluarea da? Sunt exclusiv lăsași în agărzi de mediu. Nu, a venit și gazda de mediu. Dar dumneavoastră, dacă sunteți, ce a spus șef, cum? Șef birou de mediu. Șef de birou de mediu? Da. Deci dumneavoastră sunteți șef de birou de mediu și nu aveți atribuții pe mediu.
Am atribuții permitiu, dar atribuțiile privind poluarea, obligațiile mele din legea mea de funcționare, așa, mă obligă să anunț organele competente de orice tip de poluare. La ce articol aveți? La ce articol? Legea 155, căutați în atribuțiile polițistului de mediu. Bun, articolul vi spune, spuneți-mi care literă, de la A până la C. Domnul, o să citiți dumneavoastră, nu dacă doriți. Că aveți atribuțiile mai decât de, vă spun eu. Îmi cunosc foarte bine legislația. Dacă vă cunoșteați, îmi puneți să vă facem un spectacol mediatic, să vă faceți dumneavoastră publicitate. Domnule, să vă faceți dumneavoastră la care vine pe aici, care eu vă fac plângere penale, pentru că nu vreți să-mi acordați sprijinul. Atenție, că acest lucru se poate face și... Da, domnule, ți-e loc să-mi faci cum vrei, că eu de-abia aștept, numai pe Constanța o să stau. Și numai de poliția locală. Foarte frumos și nu am interes păi să intru în... Domnule, dacă dumneata îmi refuzi să ne acuzi sprijinul, aveți atâtea autoturine spartate și atâtea... Mă ascultați puțin. Nu aveți... Nu sunt agenți, funcționari, de fapt. Nu sunt agenți de poliție, sunt funcționari oamenii ăștia la care i-a dezbunat. Da, bun, trecem pe adică nici vreau să nu sunt agenți. Deci, la ora actuală, o colegă de-a mea, împreună cu echipaj de gard de mediu, este chiar acolo face verificări. Unde acolo? Acolo, pe albastră. Pe strada albastră. Da, ok. Pentru că am contactat colegii de la garda de mediu și am pus la dispoziție un echipaj care să meargă să facă verificări. Doar ce m-a sunat la garda de mediu și eu am venit aici. Ca aspectele de poluare, da, nu țin am de înțeles. Poliția locală, dar pune mâna și mai, pune mâna și mai în față. Pune mâna și mai citește. Dumneata, pune mâna și mai citește, că nu știu cât te-au angajat în poliția locală. Bine ar fi să-ți dai demisia, să te duci acasă, să ne lași în pace cu vrăjeala asta. Cu vrăjeala asta dumitale de ieftină, vrăjeala de 2 lei. Da, ăștia sunt profesioniștii de la poliția locală, Constanța, da. Bună ziua, ce mai faceți, doamnă? Bine, sănătoasă, poliția locală, de acolo vin. Da, păi haideți să vedeți pe ce deranjeți. Da, doamnă, da, aveți la ce, n-aveți niciun drept. Sunteți în slujba cetățeanului și... Ce, cât sunteți de profesioniști să vede aici, adică vorbim din centru Constanței, zona 0, în spatele gării. Hai zona 0. Am marturi, adică am o doamnă aici care locuiește aici și mi-a spus că e zona 0. Dar mi-a spus acum. Da, mă minte, adică unde e gara, unde e bun. Dar ce este aici, doamnă, dacă nu e zona 0? Ce? Nu, este, da, deci minte lumea, știți dumneavoastră, știți actele, bine știți toate. Nu știu ce probleme sunt. N-aș știu, până... Da, am văzut. Na, dar până acum, de ce i-ați tolerat? Până acum, că dumneavoastră trebuie să patrulați pe aici, să verificați chestiile astea. De ce n-ați anunțat garda de mine? De ce credeți că nu patrulam? Sau de ce credeți că nu am făcut alte demisii? Ia, haideți să vedeți cum ați patrulat. Ia, haideți să vedeți, să vedeți și aici. A patrulat. Haideți, doamnă, tu coborâ sau stați la căldură? Ce faci? Ia uite ce deranjată-i, doamnă. M-am rugat frumos. Da? Ia uitați, doamnă, acolo. Bine, ca să ajungem acolo, eu am venit pe partea cealaltă. Nu știu cum i-ați adus pe domnul aici, că i-ați adus prost. Trebuia să-i aduceți pe suport și ca să putem să coborâm să ajungă dâns și jos acolo. Deci unde este jos acolo sunt scurgeri de petrol. Păi da, mergem acolo, că degeaba stați aici. Degeaba stați aici. Domnule, trăiți bine aici, am văzut, aveți condiții. Asta e de câțiva ani bun. Ia. Cine aruncă aici? Toată lumea. Toată lumea. Ca să ajungem acolo, trebuie să mergem pe partea cealaltă, pe suport. Eu acolo am fost prima dată, acum nu știu ce v-a chemat doamna aici. Mă însoțiți, dacă nu știți, mergeți după mine. Ca să ajungem jos, să vedeți dumneavoastră scurgea, adică să vede păcura, domnule, să vede petrolul în... Cum, știți că acolo sunt niște depozite. Au scurgeri, problema lor, vedeți dumneavoastră ce... Știți să ajungeți, doamne, acolo? Da. Haideți că mergem pe acolo. Băi, fraților, îi aștept pe domnii să vină, că, nu știu, greu să mișcă, bază în viteze, schimbă a treia, a șaptea. Ei n-au știut ce este aici. Nu-i zona 0, vă dați seama. Deci, doamna m-a lămurit de la poliția locală, dar să le dea sancțiuni la oamenii ăștia pe aici, i-au rupt. Bine, oamenii care sunt legali, cetățeanul care plătește 16 milioane impozit. Chestiile astea o să le vedeți acum, da? Deci voi o să vedeți că eu am fost ieri aici, da? Asta este a doua zi când vin,
Am filmat toate aspectele astea și am găsit o doamnă, venea de la cumpărături, care locuiește pe aici și cu un vecin. Și mi-au spus că au mai fost și reclamații și tot așa și situația neschimbat. E, vreau să văd și eu acum, dacă și cu mine fac la fel. Vreau să văd și eu chestia asta. Da? I-am adus pe domnii de la... Da? Am sesizat toate instituțiile, am trimis petiții la toate instituțiile. Bun, până vin domnii, voi să vedeți ceea ce am făcut eu ieri, da? România secolului 21, la Constanța, un oraș port în care turiștii au ce să vadă, inclusiv păcură petrol care se scurge pe aici, deșeuri cât cuprinde, sunt câteva depozite și pe partea și pe alta, care după părerea mea mai au scurgeri, că altfel nu mi-explic cum e posibil să se formeze așa ceva, un râu de păcură sau petrol sau ce-or fi având dânsi acolo. Măi, fraților, să vedeți un râu negru care scurge de aici. Probabil de la, nu știu, așa numesc, cazanele astea de petrol, petroleum. Sunt convins că civilizația este la cote înalte și alții care aduc aici pentru că se permite, atât timp cât poliția locală, care are atribuțiuni, și garda de mediu de asemenea nu-și face treaba, sunt tolerați la maxim. Încerc să cobor cât pot. Încerc să cobor cât pot. Și să vedeți cum arată mizeria asta, care se duce în sur, că altfel nu văd. Că doar nu s-o duce în vreo stație de epurare. E cam dificil cu coborâtul. Iar băi, uite, uite cât e de negru deasol. A, unde e? În centrul Constanței, fraților, adică nu vorbim de... Vă dați seama că ei, oamenii ăștia aici, au toți autorizații de construire. Dar n-am venit pentru ei. Ia să vedem cum ajung jos. Să rup pe bățul. Nu mi-am găsit băț bun, dar este evident că totul e negru. Este evident că totul e negru. Deci, stai să infiltrezi. A ajuns țara asta să-și bată tot joc de ea. Toată lumea își bate joc de țara asta cum vrea. Iată, a făcut și
punte aici. Nu vă spun mirosul de petrol. Nu vi-l spun, da? Uitați mă, fraților, ce a ajuns țara asta. Ce a ajuns țara asta. Ce o să fac acum? O să mă omoare ăștia cu bazinile astea? Ce să-mi facă? Să mă omoare că îi dau pe una lege? Nu mi-e frică, mă, dați-mă, omorâți-mă. Da? Eu nu mă apuc de lucru de nimic. Când mă apuc, mă apuc de lucruri totale. N-a venit că sunt în regulă. Am venit pentru că aici este o problemă majoră pe care autoritățile o tolerează. Pur și simplu o tolerează, pentru că apa asta care se scurge permanent aici, da? Ea știe unde se duce, este de ani de zile, da? Și bineînțeles, uite, cauciucuri, gunoaie, tot ce vreți, toată lumea aduce aici tot ce vrea. Au și canalizare. Care... Ia, cum să scurge direct în... Da. Ăștia nu mai au nevoie de... Și-au făcut singur condiții. Da. Și-au făcut singur condiții. Și aici urmele de la cei care vin să devase. România secolului 21. Vreți în Schengen? O să intre în Schengen toată lumea. Toată lumea o să intre numai în Schengen. Când ne vor vrea astea, când văd clipurile mele. De-abia ne așteaptă. Toată zona este contaminată. Un focar imens. Atât jos, cât și mai sus. Acolo sunt, da, blocurile, calea ferată și râul Fluviu Negru. Pe partea cealaltă a râului, pe râului, sunt bazine, case și aici iar bazine și case și blocuri pe ambele părți. După care ajunge aici, în pârâiașul ăsta. Da? Aici ajunge. Să scurge pe undeva pe aici toată afacerea. Ia uite, și o fermă aici. Paște în mediul ăsta salubru. Da. Au, ce bătaie de. Păi, fraților, am ajuns la capătul râului, să spun, pe râului. Dar cred că tot mai este, tot mai este. Nu pot să mai avansez, deci mai mult de atât nu am cum să mai avansez. Din ce văd pe râul ăsta, el vine curat. El vine curat. Uite. Se negrește pe parcurs. Și din ceea ce am mai văzut, unde sunt puse pietrele astea pe aici, toate pietrele astea, toți bolovanii ăștia. Și ce văd de aici, după aici să scurge? Să duce acolo. Și am mai văzut niște topogani. Niște topogani care cu ambele părți.
posibil pe aici, dintre astea, să se scurgă când au probleme, sau știu eu. Asta nu mi-e explic. Cum se vede și culoarea petrolului, combustibilului, păcure, ce-o fi aici. Da. Și se pare că se scurge și de pe aici, de undeva, adică n-avea ce să caute toată chestia asta aici sus. Da? N-avea ce să caute niciodată. Adică să scurge de acolo. Uite, să scurge aici. Găleți. Ce mai sunt alea pe acolo? S-o fi spart ceva din greșeală. S-o fi spart ceva și au venit cu gărețele. Dacă nu, au spart chiar ei. Am reușit să urc până aici, la sursă. Parcă iese ceva pe aici, pe disul, prin... Uite. Miroase, nu vă spun. Și uite, cu bidonul. Când este mai mult, vin băieții cu bidoanele. Da. Profesioniști. Și aici deasupra nu mai e nimic. Dar v-am spus, sunt acele depozite de petrol. Aici a urcat, chiar aici. Ce-a mort? Ce mort? Păței, muței, toate. Aha, ce-a urcat aici. Ați văzut, păi, noi aici stăm, da? Toată varanul este să stăm în curte. Uite și aici. Da, uitați și aici, de cauciucuri. Da, uitați și aici. Mamă. Aici aruncă cu noile, toată lumea care ce și cum... Dar nu vă miroase a petrol, doamne? Nu ies în casă, pe canalizare. Vă miroase și în casă? Da, în casă, da. Păi, vede. În casă, da. Și cum tolerați chestiile astea? Asta este bagă, trebuie să nu gălăm. Păi n-ați făcut reclamații la garda din... Eu am văzut și în asta bară, ce aveai? N-au venit? Deci nici n-au venit. Au dat foc la cabluri. A, și astea iau ce ieșe. Uite și aici. Da. Nu, este sfârșitul lumii la... Și să înțeleg că toată asta care se scurge păcuri, petrol, ce-o fi, se duce unde se duce? În port direct. Au ei o canalizare, eu nu scurge de aici o canalizare de adâncă, dar cine a spus? Nu, dar vine de sus de acolo, vine de sus de acolo. Vine mai dincolo. Și la poliții nații, poliții locală, poliții locală, asta, nimic. Nu, am avut urmă cu hoții și nu vreau nimic. A, va, deci v-a furat și hoții și tot. Nu, 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 dar cablurile astea care sunt căzute pe aici, pe jos, iau, dar poate cu greutate, cu orice. Aici au venit niște utilaje, este capul nostru de lumină. Așa a ajuns, de la agățat, da. L-au agățat la ochi și cine a mișcat, s-au remediat. Ce a remediat, mă, frate? Ce a remediat, ei? Da, păi și când plouă cu noastră, riscați să rămâneți fără curent. Da, doamne. Dar suntem în zona 0. Zona 0, adică centrul Constanței. Da, și plătim în plăzi, dar nu vă zic. Cât plătim pe plăzi? Sau pe metru, pe plăzi? 14 milioane sau 16 milioane. 16 milioane? Da. Mamă, mamă, ca să stați în focarele astea. Așa e de câțiva ani. Dar nu ne-a luat nimeni în considerație pe noi. Da. Ce să zicem? Pentru ce plătim autorități? Plătim bunăi, plătim autorități. Dar nu știu, eu de asta, adică, scuzați-mă că vă spun, riscați să vă îmbolnăviți, pentru că eu am respirat, că am fost acolo, adică în spatele curții dumneavoastră, puțin mai sus. Nu pot, mă asfixiam de la petrol. Sunt niște
locația e, să zic așa, ciuați. La ciuați, mi s-a ocupat abuziv acolo. Că nu mă barăți, ce să mai zic? Păi, da. Dacă m-aș fi să fac ceva, m-aș vă întreba. Dacă îmi bată, îmi bătezi și mă amendează. Da, e, dacă... Dar nu, ăștia de la poliția locală... 25 de milioane la amendat, că a făcut nu știu ce trebuie cu... Bă, da, în putea unui fiecare face ce... Cine la amendat? Poliția locală? Locală? Ăștia care i-au luat mașina femeii ăia care avea semn de handicap. 25 de milioane a plătit în vară, anul trecut. Dacă vreau să-mi zic că îmi fac un WC în curte, să zic așa, da? Eu să reclamă și plătesc amenda. Dar cine vă reclamă, da? Nu știu. Că știți dumneavoastră, așa știu și noi. Da. Că n-a pus să-mi zic. Cine? Toată ăștia de la locală care n-au ce face. Nu, nu, dar ce să ne-am mai pe inspectorii urbani. S-a lupat fără vodă. Păi da. Așa îmi vine să pregunt încă pământul. Dar noi am făcut reclamație la poliție, bă, fraților, mi s-a urcat în pod, abia a intrat în curte, abia... Și ce mi-a zis, spuneți-vă curent. Păi, stai puțin, eu pun curete, dar răspunzi mea, dar semnezi, îmi dai sănătură? Bine, că după aia ca să vă te facă responsabil, să... Și bărbatul mi-a zis, da, vă bagi la pușcărie. Da, clar, după ce a murit bărbatul mi-a mai făcut deci m-au năvălit de nu vă zic. Și nu m-a prins pe nimeni, nu mai trebuie, dacă e bani cum ceam apunții și spune, păi ce vrei să dormi, o să doar să facă pază, ca să... Nu să-ți la duție, așa? Păi da, nu, poliția trebuie să-i tăci și hoțul. Da, i-a zis și eu, păi da, dacă te în curte, clar că nu te mai chem. Dar nici el nu mai este să-ți dreapă de aici. Da, așa trebuie. Atunci pentru ce ești pătit? Să mă aperi, nu până la urmă, dar tu ai mașină, ai, doamne, ești înarmat, ești, dar eu cu ce să fac? Îi dau lor la o bută în cap. Deci, zici ca să vă îmbolnăviți de cancer, vă spun. Avem camere peste tot, pentru că noi nu avem nicio siguranță în zona asta. La cum miroase, adică vorbesc de la foc cu petrolul ăsta? Da, știu. Aerul ăsta respirați permanent. Zona 0, auzi, centru costației. Deci aceea ce e asta? Gara, nu-i gara acoarea? Deci în spatele gării. Strada albastră. Strada albastră, ea a chemat de la primărie odată, cum am dus cu niște acte, de ce de-a sus și a fost obligat, m-a să trec mașina pe numele meu și m-am dus cu actele în mână și dau, dar unde este strada asta? Pe bune? Dar nici nu mi-a dat în zonă să vă spun eu. Deci ei nu știau nici măcar strada, că e în centru. Și zic că în zona gării. Și nu am în zona gării. Da, în spatele gării. Dacă v-au amendat, au știut și ce cotet ați făcut acolo, în curte. Cum să nu? În Egiptul am de când a devenit aici. Clădire de ce era aici. Toată zonă. Hai, că au trișat, au de mola, au de curte. Și am pe drumul pe partea cealaltă. Deci mai era albastră, că ei s-a acoperit drumul. Așa boscheții, da. Mi se făcuse un tunel verde. Mamă, de nu mai puteați nici să intrați în casă. Da, dar nu ți era rău ca să cerți ziua mare pe drum. Dar șobolanii astea nu vă vizitează? Nu, dar mie mi-a spart în centrală, eu aici am centrală, da? Magazia de lângă cu centrală, unde gardă. A, și v-au spart șobolanii? Deci, eu am spus să-mi dorm în casă, într-un parc. Dar nu vă zic... Și nu vă e frică să stați cu șobolanii? M-am luat din ăla de ultrasunete. Aoleu, deci am investit bani ca să deci, puteți să... Deci, dacă nu făceam, păi mi-a scurt foarte multe pe aici, că și ei, pe aici s-a demolat aici, vă înțipuiți ce a fost aici, o șerpăraie. Aoleu. Aici a fost o șerpăraie. Mamă. Și tu care locuiești din 86, nu ți s-a făcut un limonat, că aveam și stâmpii, dar ai luminat în plus de noi, împărat și plus de noi. A, deci nici stâmpii măcar nu. Nu, pentru că e luminat, a fost pe partea cealaltă, dar sunt dezactivată de ani de zile. Deci dumneavoastră ați investit bani serios aici, ca să locuiți în Nigeria asta. Și am pus bani cu vecini și ne-am cumpărat ăștia trei stâmpi și cu iluminat, avem stâmpi de iluminat stradal, să ne lumineze dracu și nouă. Dar de ce nu v-a pus primăria, doamnă, și cu ți-o obligați să lucrezi în centru? Până la urmă. Iar noi dacă am rămas de câteva ori fără lumină și am chemat Enelu, a zis că suntem rețea privată. Vai. Și plătim. Mamă, v-ați mai bătut un cuie în talpă. Am luat să-mi spun an, mi-a luat foc la foc aici. V-a luat și foc? Așa, au venit de la Enelu, au remediat, am știut da. Că o ploaie. Cu banii dumneavoastră. Dar nu este obligația noastră. Da, cu fraților, eu sunt rețea, că mi-am tras eu cablu și m-am pus stâlpii, dar eu luminatorul la tine o plătesc. Ești chemat la da, cablu da. Să-ți plătesc ție 300 de lei, că ai venit tu pe timp de iarnă să faci lumina? Dar mie da fi rola dacă îmi cădea pe magazia de lemne și m-am foc, pe venit cineva despre. Deci ați făcut și la garda de medici și la poliție și peste tot n-au nicio treabă.
Soțul meu către explică ea, vă spun, a firmat toată zona asta și a trimis-o la primărie. Vă spun că nici în ziua de astăzi n-am primit niciun răspuns. Niciun răspuns. Dar ce se întâmplă? E mafie? Ce se întâmplă? Nu știu. Nu am primit eu. Mafie instituțională? Noi suntem prea mici. Suntem... Trăim ca într-o junglă. Auziți, ia să vedeți dumneavoastră cum îi dai pe una parchetului, pe toți. Înțelegeți? Și nu poate că așa ne vine... eu de obicei pe unde am fost am rezolvat. Acum să vedem dacă vă pot ajuta și pe dumneavoastră ce urâtă, să vedeți. Urâtă, urâtă! Chiar n-a venit ieri o... făcuse o comandă de o mobilă, deci vă zic sincer că mi-a zis copiii mami și s-a speriat băieții aia când a intrat în zona asta. Le-a fost frică să coboare cu mobila să intre în zona asta. Nu, aici locuiesc, dar eu dacă vin târziu de undeva cu un taxiu, mă credeți că pe mine nu mă duce până aici, mă lasă în gura tunelului exterior, că le este frică să intre? Vreți să vă filmez, să spui, să dați un mesaj către autorități? Că eu asta fac, filmez și public. Să apară toată situația asta public. Vă deranjează? Nu vă deranjează. Bine, haideți, doamne, uitați, eu vă filmez. Și... A, să mă dați pe mine de... Nu vreți. Nu, adică să dați un mesaj către autorități, să, adică nu știu dacă dumneavoastră sunteți chiar prejudiciat de ceea ce văd. Aici da, v-am găsit întâmplător, ați văzut că eram în capăt acolo și... Hai că acum mai e cum e, dacă se întunecă afară și se nimerește că mai vin vara, vii târziu se întunecă și eu dacă vin cu un taxi, că nu poate copii tot timp să vin cu mine, vă spun că ea nu mă lasă taxiul aici. Nu intră în zona asta aici, la fapt nu intră. Da. Deci l-am rugat pe un domn cu buletinul meu, i-am spus buletinul, domnule, ține buletinul în mână, da? Și... ca să mergi spre acasă. Da, acasă. Da, sincer, eu am spus să mă duc să ies în gura, da. Să vin prin tunelul acela eu noaptea. Da, era da, un da, câr da. De câini și plus da. Locuințele care au fost pe aici, da. Deci acolo unde vedeți platforma aia, fac niște barăci. A, unde îi repară oamenii ăștia acum? Aici, de acolo, nu e acolo? A, aceea în față. A, am văzut, gata, am văzut, da. Da, da. Asta sunt demolată din asta vară. Mă mir cum le-au demolat. Da, ți era... Da, da. Încerc să faci cumva să... Da, da. Ai la interviu. E... Cine e? Vecinul. Vecinul. Da, ah. Și are copii la școală. Ia să vedem. Suntem în cozii de țigară. Bine, nu e o problemă că sunt ei. De problema este că nu sunt civilizați. Ce? Au venit să vă fure sau? Să trăiți. Mă uitam pe aici prin zona dumneavoastră și discutam cu doamna în ce situație, adică în ce situație sunt ei. Nu de la medie, eu sunt activist de medie, nu sunt de la medie. Și am văzut situația asta, adică tot râul ăsta e plin de petrol, miroase, gunoaie, toate șobolan, tot ce... E o situație care nu știu dacă i-ar convin să locuiască în asemenea condiții. Și nu înțeleg de ce autoritățile nu au luat măsuri până acum, atât timp cât a făcut și reclamații. Ce să mai... s-au făcut atâtea și dacă nu... Eu n-am făcut, că stau de foarte mult timp aici. Dar miroase a făcut, a petrol miroase, nu știu, nu... Da, nu știu, am văzut ceva spart acolo, o s-a dus și poliția... De asta stătea paza aici? Nu știu, eu... Era paza aia. O s-a dus poliția, o s-a dus cu toate instituțiile. Mi-a arătat cum fuge focul. Da. De-aia la noi în casă. Da. Ai văzut la canalizare? Nu, n-am băgat de seama. Mori, mori în casă. A, și este petrol acolo, în spate? Păi mergeți și dumneavoastră, n-ați luat spatele curții. Stau de 4 ani, 5 ani aici și am făcut. Păi vine de la Buzău și nu vă uitați la asta, în spatele curții ce e acolo. Dacă nu mă deranja nimic. Nu, dar mă rog, da. Da, e râpa aia urâtă, cine coboară acolo? Da, nu, păi că nu trebuie să coboră, să vede de acolo, nu trebuie să coborâți. N-aveți de ce să coborâți. Bine, haideți că o să vedeți public chestiile astea, da? Mulțumim! Sănătate, nu mai avem la vedere. Doamna făcea referire la tunelul ăsta, adică este un tunel exact de la blocuri pe sub care a ferată. Deci gara e aici, da? Zona 0, fraților.
centrul Constanței. Vă dați seama cum își bat joc autoritățile de noi. Asta e gara din Constanța. Și din ceea ce ne-a spus doamna, venea cu taxiul pe aici, pe sub podișca asta, da? Deci să circulă. Și nu vrea să o aducă până în, până aici, la imobilul dânsei. Din 86 locuiește aici și din 86 își bat autoritățile joc de oamenii ăștia. Cum trăiți aici în mediul ăsta? Foarte prost. Adică... Aici era organizare de șantier. Eu am 50 de ani de când sunt aici. S-a făcut ACP-ul ăsta. Da. Și aici a fost birouri. Birouri, aici a fost garaje. Tot s-a desfințat. Au preluat care mai de cum, care a fost salaria, da. S-a șuat aici, da. Afaceri, da. Necurate s-a făcut. Da. Da. Arunc, uite, a fost niște copii ieri cu o mașină, da. Și te-a mâncat, da, și-a aruncat din ala, de la Sabros, am mâncat cu da. Dar nu vedeți și aici, și cauciucul, aici, și dezmembrări, și jos, și toate. S-a dezmembrat de aici și tot ce-a avut ăsta când le-a prins primăria, tot pe Valea a aruncat. Tot ce a avut pe aici, s-a tot. Cine le-a aruncat? Ei, de ăștia care au fost aici. Cine a fost ăia? De la primărie? Nu, dar nu de primăria. Unde? Ăsta care a scos primăria de aici. A, care i-a dat primăria afară. I-a dat afară, a demolat, tot de noi am așa. Aici mama tot a lucrat. Cu petrolul ăsta care se scurge și... Domnul Rufiu, la noi e 5 case să miroase. Miroase, nu? Da, dar puternic, nu poți să stai. Păi uite, spuneți-i domnul, uitați-vă că e aici domnul de la garda din mediu și doamne de la poliția locală. Vă rog frumos să le spuneți, domnule, eu nu pot sta în casă de miros. Nu, dar de asta i-am chemat, că pentru dumneavoastră, să știți că eu nu locuiesc aici. Da, da, e miros. Ce se mai zice? Da. Hai mă, frate, să pună parcați până fără centuri. Stați puțin așa, stați puțin, chiar vreau să vorbesc cu domnii, dacă tot, da? V-am... Am un conduct spart acolo de țiței, dar... Da, dar nu, că mai curge și pe acolo. Nu, curge și pe acolo, dar am văzut niște bidoane, ce faci cu bidoanele alea? Nu, mai ciordești sau ce? Cred că sunt niște gropi pe acolo. Da, am văzut, da, și scurge. Da, pe acolo, cred că... Nu știu, vin mașini, care, nu știu, aia din zonă care s-a da, dat. Da. A făcut gropa acolo, cred că scoate motorină, ceva ca aia. Da, am văzut că sunt... Sunt gropi, sunt gropi. Da, ceva este spart și scoate pe acolo. Da. Și să mai duce probabil, și peste tot. Probabil, să duce în da, drum, am văzut. Păi, câteodată vine câte un miros, dar nu poți să stai. Păi, te spuneți doamne, de la, uite, chiar vreau, doamna. Doamna de la garda de mici, doamna de la poliția, că l-am întâlnit pe domnul chiar aici, dânsul locuiește aici. Spuneți-mi asta, puteți să locuiți în de miros de la petrol și la asta? Nu, în casă, în miros, în casă. Deci l-au zis, da? Proprietari de aici nu poate să locuiască în casă din cauza petrolului și mirosului de petrol. Da, ca să și devarsă în râul ăsta care deja s-a făcut râu, adică s-a umflat, merge până acolo jos să... Nu, mergeți cu mine, doamnă, v-am... Doamnă, jos, în spatele casei, haideți să vedeți și dezmembrări și de asta, adică colaborăm, nu am venit să fac altceva. Nu. Aici că ne-a scos poliția cu primărie, că nu i-a chemat primăria, că aici erau mai cea da. A pus o conductă spartă aici, si? Ani de zile, și omul de acolo care s-a ocupat, că eu am avut un pom aici, înainte de Crăciun, mi-a rupt rețeaua. Aoleu, ia uite ce lucrare am făcut oamenii ăștia aici. De la ăsta, de la internet în asta. Da. Și rețeaua uite aia. Și asta e la fel, da. Da, a pus cablu. Năditura aia. Da, da. Aici a fost un pom, a căzut pe el. Năditor. Era pericol mare. Șobolan cât vrei, vine. Uite de aici. Șobolan, câini, pisici, tot ce vrei pe aici. Da, deci, e insuportabil. Cât plătiți la primărie? Cât e taxa de impozitele? Dacă e grupa 0 aici, vă dați seama. Păi doamna, ia uitați cu doamna de la poliția că aici, că nu e zona 0. Uitați că doamna zice că e zona 0 aici. Aici când m-am mutat, era uitați. Șosea aici. S-a făcut organizare de șantier. Aici era drum, acces. Da, haideți să vedeți primul rând ce se aruncă din dezmembrări și deșeu, după care îmi cobor în jos. Uitați și dumneavoastră aici să vedeți cum arată zona. Și inclusiv jos acolo.
Nu e zona 0, dar de fapt e zona 0. Uitați și aici, jos și în partea peste. I-au îngrozit șobolanii pe oamenii ăștia din cauza deșeurilor care sunt aici. Acuia fi terenul, luați măsuri, sancționați. Uitați-vă și jos aici, doamnă, da? De la poliția locală, ia tot așa notiții. Da. Coștincioasă. Dar până acum, mă, fraților, poliția locală Constanța, reveniți-vă! Bre, până acum ai sunat la poliția locală? Da, că sunt deșeuri aici? Pentru de ei n-au văzut. Au văzut? De ce n-ați luat, doamnă, măsură? Măsuri. Până acum, am venit de la Buzău ca să fac toată acțiunea asta, dar până acum. De ce nu vă îndepliți atribuțiunile de serviciu? Am demolat aici toate clădirile, dar au fost aici poliția locală zi de zi. Și ce au făcut? Colegii de la disciplină. Nu vorbim de disciplina construcției, vorbim de mediu, doamnă, nu de disciplină. Asta cu legea 50 cu disciplina construcției e veche, nu mai e nimic, s-a demolat tot. O să se verifice proprietarul terenului. Și să vor lua măsuri de ăla e de stat, când da. L-a avut CFR-ul și în 2002, cam așa ceva, da, 2001, da, l-a predat. Acum îl trăia da. Apoi, că face calea care a trebuit, am înțeles. Da, haide să mergem jos acolo, că acolo este problema. Vedeți că se spargă, se înceapă conductele. Da, acolo discutați cu cei de la Garda de Mediu, pentru că noi nu suntem abilitați. Da, pe partea de poluare. Cum nu sunteți? Nu, din păcate nu, pe partea de poluare nu. Dar sancțiuni, de poluare nu. Deșeuri, s-a stupat deșeuri acolo. Tot de Garda de Mediu. Știu asta ce faceți, pentru ce vă luați bani? Noi avem alte atribuții. Doamna, în atribuțiile dumneavoastră există supravegherea zonei? Și zona este supravegheată. Da? Și cum s-a ajuns de sunt atâtea deșeuri acolo și ce sparte, conducte, toate chestia asta? Această problemă probabil este de mult timp. De care mult timp, doamnă? Dar ați fost vreodată acolo să vedeți pe ce este vorba? Da, am fost cu colegii de la Garda de Mediu. Și de ce ați fost? Dar de ce ați fost dacă nu aveți atribuții? Pentru că pe partea de mediu sunt și sunt. Hai, dar asta nu vreți să mergeți cu noi, ne așteptați în mașină. Discutam cu domnul. Da, bine, noi mergem acolo. O să merg și eu. Ah, bine, domnul, haideți că vă referiți încet, încet, așa, poliția locală Constanța. Vă rog, o să aveți o altă de atitudine. Care, doamne, atât că nu vă mai suport de niciun fel, pentru că nu vă faceți datoria, nu înțelegeți că nu vă faceți datoria, mă prostiți. Ce atitudine să am cu oameni care nu fac datoria, sunt plătiți de statul român degeaba. Da, haideți să coborăm jos, domnilor. Da. Greu, trebuie să tragi de ei, să tragi de ei. Da. Au fost și a fost degeaba. Nu e mai nicio problemă, stați liniștiți că oricum nu-mi pun eu baza pe voi, am trimis la poliție. Am trimis la Poliția Națională toate documentele să se facă dosar penal. Dar vă chem și pe voi așa ca să nu spuneți că luați bani degeaba de la statul român. Am trimis la poliție, stați liniștiți că poliția sunt convins că își face treaba. Dosar penal, îmi trimite acasă și numărul de înregistrare la dosar și toate chestia astea. Au locația, fotografii, nu-i mai chem pe domnul de la Poliția Națională. Că, de fapt, eu pe ei mă bazez, nu pe dânsi și cu Garda de Mediu și cu poliția locală. Astea sunt niște glumi buni. Da? Până acum ei trebuie să rezolvi situația. Haideți să coborâm jos, să vedeți acolo scurgie de petrol, să vedeți ce sparte cu toate chestiile astea, adică dezastru ce este acolo. E un dezastru ecologic. Păcuri, petrol, în râu, un râu plin. Și în sol, și în râu, și în pâza freatică, și tot ce vreți dumneavoastră.
Da, greu, greu, greu. Da, uite-mă căței, măi, uite-mă, care n-ai căței, vin aici. Da. Ceva mai, ceva mai... Bă, ziția locală m-a amendat că am avut mașina parcat aici. Adică pe ăsta, nu, adică, sau... aluginele a fost, vezi, Doamne, deci vă dați seama, fraților, ce face poliția locală, l-a amendat pe omul ăsta că a parcat aici, mai a luat-o pe femeia cu aia cu florile, că eu am văzut-o, cu femeia, băbuța aia, și pe fata aia cu mașina de handicap. Da? În loc să facă ce, adică n-a văzut ce în spate, a văzut ce aici în față. Da, ce, dar ce cere un spațiu verde, ce era aici? Nu era nimic, paragea. Ce? Cum e acum, cum se vede? Vedeți? Vedeți? Deci asta este România, asta e culmea prostiei în România, în țara asta. Ăștia merg să le faci plânge penale. Plânge la toată lumea. Asta merită. Plânge penale, dați pe una parchetelor. De așa banii de la stat. Au și atribuții. Ia uitați cum au venit oamenii primăriei să împingă. Da? Ei împing acolo. N-au venit cu vreun camion să care. Ia uite-i. Sau cu ei fi. Ai primărie, ai întreprindere astea care... Ce fac ei acolo acum? Eu am trimis și la primărie. Am trimis la toate instituții, v-am spus. Ia uitați-i. Cum fac ei acum? Curat. Da? Împing cu bulul de excavator. Ia uite. Că n-au venit cu un camion să strângă ceva. Da? N-au venit să strângă. Ia uite. Haideți, veniți, veniți, că avem și clienți aici care desfășoară activități acum de... Îi prindeți numai bine. Da, ei desfășoară activități acum de... privind astuparea... Hai mă, veniți sau nu veniți? Ce greu, bă, frate, ce greu, bă, ce greu să miște, mă, și... Parcă, nu știu, bă, frate, și eu am 150-60 de kilograme, dar mă mișc. Ia uite, vreau să mai diminueze din... Au ei un scop acolo. Au ei un scop acolo. Ia uitați, decolmatează, decolmatează. Ei s-au pus să decolmateze, să nu mai vedeți dumneavoastră, dar oricum o să vedeți toată isprava. Ia uite, mă, cum se mișcă. Nu știu cine ar fi oamenii ăștia. Că au fost anunțați, că nu vineau altfel. Anunțați de cine? Unde am trimis eu petițiile? La instituțiile statului. Că da, n-am trimis la interlopi. Eu n-am trimis la interlopi, am trimis la instituțiile statului. Uite ce harnici, mă! Uite, mă, ce harnici, mă! Cum încarcă ei cu lopata petrolul, păcura. Rezidurile. O să faceți curățenie aici în peste 1000 de ani. Cu lopata și cu sacul a venit să încarce aici. Nu, ca să se scurgă mai repede. Ce să mai scurgă de aici, mă? Că eu ce aici? E teroare. Ce să scurg aici? Miros? Aolea. Infernal. Infernal.
Ce faceți noi, fraților? V-ați luat de muncă? V-ați luat de muncă, mă, tată? Ia uite ce harniș, mă. Ia uite ce harniș. Cine v-a chemat aici? Ia uite, adunați peturi. Sunteți de la primărie sau? De unde sunteți? De unde sunteți, mă, tată? Desfășurați activități în albele râurilor. Sunteți de la Apele Române? De unde sunteți? Ia uite, alți oameni plătiți. Cine v-a anunțat să veniți aici? De unde sunteți? Cine v-a anunțat să veniți aici? În fiecare zi? Ce, de la vreo firmă sau ce? Cum? Da? Ha. Da. Și asta, păcura asta, petrolul ăsta ce este aici, că s-a îngrozit toată lumea? Îl trage cu vidanja. Aoleu. Dar ce caută aici petrolul ăsta? De 100 și ceva de ani. Din infiltrații. Izvorește din pământ petrol aici la... Mă, omule, mă. Mă, omule, tu îți dai seama ce vorbești? Dar acolo ce se întâmplă cu gălețile alea și cu asta acolo? Ciordeală sau? Că am văzut... Au fost găuri făcute de... Era cu ani în urmă de cei care colectau. Colectau... Și pământul ăsta cine l-aduce? Tot voi l-aduceți aici? Da, da. Cu buldoi excavator ce faceți? Să luăm ăsta și le urcăm. A, am crezut că împingeți aici, să mai... Da? Bravo, tată! Ia uite ce harnici! Da, asta vine, șeful vostru e cu depozitele alea de care să văd aici, că n-are de unde să vină. Bă, în partea asta. Adică sunt depozite și pe partea asta și pe partea asta. Au fost pe partea aia. Au fost depozite de pe partea ceva aia. Depozite. Au fost. Aha, și acum unde? De unde? Ce de unde? Da, nu, misterul ăsta îl dezleagă poliția, că... De la nimic. Ce am spus eu că sunteți de la ceva? Vreau să vă recomandați, doamne, sunteți de acolo. Aoleu. Da? Aveți un interes anume, nu? Cum? Aveți un interes anume. Ce, iese din păza freat? Nu iese, doamne, să știi că eu am fost până în capăt acolo și este un pârâiaș micuț. Nu, e un părăiaș micuț și limpede și el vine pe aici. După care se umflă de aluviuni, adică de ceea ce se vede, inclusiv de petrol. Și stagnează aici, se absorbe în pânza asta freatică, după care, bineînțeles că miroase, vă miroase a petrol. Nu mai miroase, nu mai aveți miros. Păi nu, că oamenii ăștia care locuiesc aici sunt îngroziți. Înțelegeți? Iată că sunt aici, au interes. Au interes, da, da. Sunt foarte interesat, să știți. Dumneavoastră, dacă ați fi chestia asta lângă casa dumneavoastră, ați avea vreun interes? Deci, în momentul în care s-a apucat și stă aici, nu s-a apucat. Omul locuiește aici din 86, din ceea ce mi-au spus. Da. Nu eu. Domnul care locuiește aici. Da. Uite, nici nu mai coboară, coboară deși. Haideți, doamnelor, coborâți, domnilor. Poliția locală în Constanța. Reveniți-vă! N-au, mă, treabă, mă! Cum? Nu sunt, bre, niciun activist de mediu. Sunt un cetățean. Da, ești. Ia la ești, că te-am mai urmărit pe fete. A, pe mine m-ai văzut pe fete. Uneori ai dreptate, uneori nu ai dreptate. Da, și? Cum de vedere puteai să-l... Vai! Tună, ce făceam eu fără dumneata? Nu știu, dar ce-i făceam? Poliția locală, vă rog să identificați pe domnii care sunt, să le... Cereți cărții de identitate să vedeți cum au ei, ce fac ei aici, cine i-a pus, cum desfășoară activitățile astea, au autorizații pentru desfășurarea lucrărilor în albia râului, ei știi ce face, cu, da, vedeți cine sunt și să spună cine i-a trimis, care e situația, căci că vin de ani de zile pe aici.
Deci noi am anunțat și acum o să vină și ei. Stați de vorbă cu șefa de la mediu, cu domnul inginer. Șefa de la mediu? Păi șef de la mediu stânsii. Șef de la mediu. Ce să aveți, domnule, de atunci o societate privată, vezi de treabă, domnule. A, sunteți de stat? Da. A, mai bine. Să vedeți plângea ce vă fac. Calitate de ce fac cu plângea? Ia uzi, mă, cum să ridicăm în ghimă. Ia uzi, mă. Ce să fie omenească, mă, omule? Tu nu înțelegi că aici e un dezastru ecologic? Ce? E un dezastru aici. Tu nu cunoști termenii. Sunt patru legi care se încalcă. 107, 104, OG92, OG38. Vă rog frumos să sancționați pe legea 61 cuvinte și expresii jignitoare în poliția locală. Deci ca să înțelegeți, oameni buni, de ce să chinui domnii aici? Că n-ați înțeles de ce să chinui, vă spun eu. Pentru că să înfundă și nu să mai scurge petrolul la vale, da? Adică să se ducă. De asta vin aici, nu ca să fac altceva. Da? Deci toate astea care vedeți că s-au stupat și s-a blocat. De asta sunt domnii trimiși aici. Deși aici este un pârâu, dacă stau bine să mă gândesc, așa cum da, s-a văzut destul de clar, și ăsta ar intra în atribuțiunile apelor române. Nu știu dacă sunt domnii de la api, dar nu cred, că ei știi de unde ar fi. Aici nu avea voie să facă nimic fără apelii române. Deci să știți că eu am fost până în capul acolo, domnul comisar, și e venit un păriaș de acolo curat. Este o dere, vă rog frumos. Da, mă rog, nu știu, eu am fost până în cap. Dar și o vine un fir așa de apă, vine un fir de apă așa. Ce se întâmplă? Unde au ei depozitele astea sunt niște pietre, niște bolovane așa puși cum e idealul ăla. Și cred că se mai infiltrează și pe acolo. Da? Deci eu am fost până acolo, o să vedeți și imagine publice și vedeți până acolo am fost. Vedeți de unde vin scurgerile. Domnul comisar, ia uitați-vă de aici, uitați-vă că acolo, uitați-vă, chiar vă rog, ia uitați-vă. Aici n-are ce să caute petrol aici, veniți să vedeți că o să ciordește și izvorește ceva de aici. Veniți să vedeți, da? Am fost până acolo sus, dacă să nu mai mergeți dumneavoastră, de acolo, deci curge la vale. Da? Și uitați-vă aici, cum curge, da? Uitați curgerea. Este ceva acolo cu Gălescu, ăsta e pus proaspăt acum, ieri nu era, o să vedeți pe filmare. Ei l-au pus, ei dânsii, ca să nu mai curgă. Ăsta, care îl vedeți aici în față, l-au pus ieri. Dar eu am crezut că vine cineva să ciordească cu Gălescu asta, dar se pare că tot dânsii lucrează. Da. Și acolo sunt alte bidoane. Deci ceva este spart acolo, petrol, curge. Da? Deci uitați-vă și aici. Uitați-vă cât este din negru. Uitați-vă aici cât este din negru, da? Și cum se duce acolo, la val. Aici, de ce ați mai pus pământul ăsta, mă, fraților? Am nici pământ. Ce e ăla? Le-a absorbant. Și pentru ce l-ați mai pus? Pentru că l-ați pus. De ce? Curge ceva de acolo? Dom'le, ăla are că calitatea de a absoarbe produsul petrolului. Uite ce absoarbe, să duce totul în apă, domnule. Cum?
Se duce tot în apă, ce absorbe? Uite, eu am venit și ieri, nu ăsta nu era, de aia. Alo, să rămână. Doamnă, vreau să discut și eu cu cineva de la director sau cine, comisar, șef, inspector, ce aveți acolo? Privind o poluare a unui, nu știu, un fir de râu, adică o poluare masivă, cu petrol vorbind. Eu am trimis, să știți, am trimis la dumneavoastră, deci chiar vreau să-mi dați și numărul de înregistrare. Așa, ați trimis la noi o solicitare? Da, da, da. Ați da. pe ce adresă ați trimis? Pe ce adresă am trimis eu? Da, pe ce adresă ați trimis solicitarea aceasta? De ce n-ați primit-o sau ce? Păi, dar spuneți-mi exact de la cine am primit-o ca să știu să... Nițu Robert Gabriel. Mai repetați de data? Nițu Robert Gabriel. Când ați trimis? Astăzi la 1 și 10. Adică azi noapte. Ok. Imediat. Adică din ce cauză? Vă solicit sprijinul, pentru că suntem aici și cu poliția locală și cu garda de mediu și trebuie să ajungeți și dumneavoastră, pentru că, așa cum v-am spus, este vorba de un canal plin de petrol, un fir de apă vine chiar în spatele gării din Constanța. Adică vorbim de zona 0, nu vorbim de pe nu știu pe unde. Da? Haideți, dați-i și numărul de înregistrare. Doamnele nici n-au putut să coboare. Bine, a venit domnul până la urmă. Doamnele au rămas acolo. Telefon. 0767 da. 628 da. 965. Lăsați-mă un pic să verific și vă sun, da? Haide, sunați-mă, doamnă, sunați. Da? Bine, vă mulțumesc. Bine. Da, nu știu, da, au plecat, a zis să vină șefii, da. Mi-e după dânsii, stau după ei, ce să fac? Câtă muncă, câtă muncă. Doamne, nici n-au coborât. Doamne, nici n-au coborât. De ce vreau să vă spun? Să nu credeți ceea ce spuneau dânsii. Cine? Dânsii au venit să scor muneca, să se scurgă totul. Asta fac la câteva zile sau în fiecare zi. Așa mi-au spus. Nu, i-am filmat. Păi da, contează, spus. Nu contează. Păi nu că, da, oricum să spun, ziua, dumneavoastră ați fost acolo și, și ați văzut că, da, exact. De acord cu noi, da. Și vedeți că eu am fost până în capăt acolo. Vine un părâu curat, un fir așa, după care e o fermă, vedeți și ferma aia, că nici aia sunt acolo, vai de ei, poluează și ăla cu ferma și totul se duce în râu. Da? Adică... Cred că este totuși sunt infiltrații și apă de ploaie. Nu e niciun râu, poate cei de la apele române se spună, poate erau și ei. Păi ce infiltrație să fie, doamnă? De unde e infiltrație? Că... Cosa freatică sau... Nu, stați puțin așa, colegul dumneavoastră a coborât jos, dumneavoastră n-ați mai coborât. Nu știu, deci dacă nu a văzut... greu pentru doamne. Da, înțeles, acum... dar dumneavoastră ați văzut cum... Am văzut. Curgea din... de acolo? Deci ce infiltrație? Despre ce vorbim? Doamne, infiltrații, neinfiltrații, pe mine nu mă interesează ce... Așa, exact. Analizați, am anunțat și poliția, adică nu... Toate instituțiile, și apele române, și agenția privind mediul, aerul și tot așa. Deci toate agențiile am atenționat. Dar avea nevoie de un organ competent să constate toate cele sesizate, să întocmească dosarele penale, că asta trebuie să întocmiți aici. Inclusiv apele românii pe legea 107. Și pe 104, și cu chestia cu aerul. Că aerul este contaminat aici, tot aerul este contaminat. În zona asta, nu vorbesc într-altă parte.
Nu mai răspunde la apei. S-a supărat, doamna. Să rămână, doamna, a rămas că mă sunați înapoi, adică, nu știu. Da, am ia spuneți, vă rog. Nu v-am mers cu telefon. Haideți, bine, da, mă rog, spuneți. Da, trimiteți din nou solicitarea pe un alt e-mail, nu știu ce e-mail ați folosit dumneavoastră, nu am primit nimic. Stați puțin. Domnilor, ați anunțat dumneavoastră și garda și apele române? V-a anunțat garda de mediu? Că nu pot să, nu, deși au probleme cu auzul. Că sunt cât și aici, de asta vă întreb. Dar eu am trimis e-mailul corespunzător. Acum, mă rog, dumneavoastră... Puneți-mi pe ce mail ați trimis, ca să trimiteți și să fie totul ok. Să trimiteți pe ce... Păi, mail oficial, doamnă, care îl aveți. Dispatcher Aron dadl.rowater.ro. Nu mai este dadl, să știți. Aha. Este ADL. Sănătate, numai bine. Cum a spus? Deci este dispatcher Aron. Da. ABAL. ABADL. Și unde scrie, doamna asta, că pe site-ul dumneavoastră nu-l aveți acolo, e spus să-l vadă cetățeanul. Ce faceți? Vă ascundeți ca să nu mai poate lumea să vină doar să reclame acolo, să scrie ca pe vremea lui bunica. Când venea și scria omul acolo, vă mai cădea și în genunchi ca să scrie o petiție la dumneavoastră acolo. Adică să faceți așa încât să se lipsească omul, să nu mai poată să mai trimite. Ne luați dreptul ăsta petiționar, că ăsta ne-a mai rămas în țara asta. Unde scrie e-mailul ăsta? Că pe site-ul dumneavoastră, pe pagina dumneavoastră, este ăla care vi l-am dat eu. Acum dumneavoastră îmi dați unul așa, că mai ești nu știu care. Eu de unde să știu chestia asta? Vă rog frumos să nu... Haideți să vorbim civil. Păi dar unde apare? Doamnă, nu înțelegeți că dumneavoastră încălcați legea în primul rând. Adică unde apare, doamnă, unde apare chestia asta care mi-a spus dumneavoastră? Unde? Pe ce site? Eu îi dau copiez de acolo și cu asta basta. Copiez din nu trebuie să spuneți dumneavoastră literă cu literă. Unde apare? Vreau să știu și eu unde apare. Pare foarte rău că sunteți foarte revoltat, dar eu v-am spus care este, măcar știți de aici înainte... Da, doamnă, știu eu, dar e vorba de, sunt 300 de mii de cetățeni care locuiesc în Constanța, plus zonele adiacente care dumneavoastră aveți atribuțiuni, adică nu vorbim numai de Constanța. Și oamenii ăștia ce o să facă? Ce trebuie ca să... Adică dacă nu îi scrieți nicăieri e-mail-ul să poată să trimite petiții, limitați la drepturi dumneavoastră. Adică ca să facă omul, să lipsească omul, să nu mai trimite la dumneavoastră, să vă odihniți. Dar unde apare? Răspundeți-i vă rog la întrebare. Pe care pagina oficială? Că vreau să ia copiez linkul de acolo, să le iau de acolo. Eu, vă rog frumos, nu mă ocup eu cu asta. O să transmit și colegilor mei. Eu v-am spus adresa de e-mail. Doamnă, de plângere ați auzit? De plângere penale ați auzit? Ați auzit dumneavoastră și colegii dumneavoastră? Instituția asta nu e pe persoană fizică acolo. Este a statului român. Am înțeles. Ce ați înțeles? Trimite solicitarea pe... Solicitarea, sunați mai târziu și vă dau mai târziu, așa, doamnă, mai bei și două cafele, să te miști programul la 1 acum și cu asta basta. Da. Da, v-am înțeles, doamnă. Da, să vedeți plângeri ce o să vă fac eu vouă, să vedeți plângeri până când o să vă reveniți. Până nu vă tărăsc eu pun parchete, o leacă și pun tribunale și nu vă lăsați. Nu vă reveniți niciodată. Mulțumesc frumos, la revedere, da. Zi bună. Ăștia sunt, măi, fraților. Ăștia sunt oamenii pe care îi pătiți, instituțiile pe care se duc milioane de euro, bugetari, care ei când se duc la bănci, ei sunt primii care imediat li se dă credite, li se facilități, voucheri, vacanții, mașini, da, tot ce vreți, nici n-au putut să coboare. Haideți că acum am plecat, am rămas eu aici, învingător. Cum? Domnule, vă las numărul meu de telefon și ținem legătura. Până nu se face toată zona asta salubră aici și tot ce trebuie, domnule, m-a anunțat. Eu oricum o să verific, pe, nu știu, la 2 luni, la 3, la o să vin, da? Vin și cu mașină, da. Domnule, aduc molul zăbache, poate... Păi poliția locală, bre, trebuie să pună acolo un anunț. Unde, ia spune și mie, unde scrie aici că e depozitarea deșeurilor și asta interzisă? Păi, vezi, asta e atribuția primăriei. Nu mai vorbim, că ăștia de la gata de trebuie să sancționeze și primăria. Pentru că ei sunt, ăsta e terenul lor acum. Da, păi dacă eu am găsit acum acolo, acolo, uite, dacă mergem pe drumul ăsta, ați văzut și pe drumurile astea, da? Astea pățin primării, toate deșeurile, tot ce se vede, nu mai intru pe un băcțis pe acolo, că sunt o grămadă și pe zona aia pe acolo, da? Aici primăria da.
Primăria, ei au demolat aici tot. Ei au lăsat deci, așa tot. Da, ei trebuia să fie sancționat, de garda de mediu, primăria. De la pomul ăla care a căzut, tot așa a lăsat. Te-a sancționat pomul ta că ai parcat mașina în boscheți ăștia. Exact, a pus acolo și a venit la genile, a venit amenda. Da? Nu știu, 2 milioane și-a câte a venit amenda. Băi, fraților, voi vă dați seama ce e în țara asta? Voi dați seama ce e în țara asta, cum își bată ăștia joc din noi? Cum au luat instituțiile astea pe persoane fizice? Păi drumul ăla ai făcut de noi, am pus piatra. Când se răzbună, se răzbună din pic și te face ca el funcții. Asta fac ăștia. Aici era strada normală, albastră, uite pe acolo era. Pe acolo unde a fost, aici a fost garaje, organizarea. Trebuia să facă drumul, nici acum nu l-a făcut. Ce-ți bată joc de voi? Păi ce crezi? Păi da. Da, votați fraților, votați, alegeți, dați-le. Da, bani la partidele astea, cotizați. Da, v-au guvernat 33 de ani. Pe ăștia i-ați ales. Așa a ajuns țara asta. Să bată joc de voi. Și încă nu există o instituție să fie perfectă în țara asta. Numai anomalii. La toate instituții statului am găsit. Nu mai probleme. M-am fost la de la poliția locală, parcherea împărat. Mă văd să iei pe mine legile. E habar n-avea care atribuțiuni pe mediu. Nu, repede proces verbal. Atât, amenda. Atât. Dar nu vii să constate, nu vine să vadă, băi. Amenda. Îi dăm un avertisment, îi dăm cu tare, nimic. Să te sperii, să te panichezi, să bagi frica în tine. Exact. Asta vor. Unii stau, da. Unii, uite, în partea aia oraș a făcut clandestin construcții, nimeni nu s-a luat. Păi, legea 50. Dacă, na, ei au atribuții, poliția locală. Păi minute, am vopsit casă și am acoperit și am pus tablă. Nu, bre, asta e cu astea, cu partidele, cu astea, nu ești fidel la cine trebuie, ceva s-a întâmplat, nu. Păi, da, hai, vezi. Hai că-ți dau numărul meu de telefon, hai că-ți scriu acum.